Salutare, prieteni! Ia hai spuneți-mi dacă la noi se întâmplă ca așa o chestie, dacă la noi se aude și se vede, dacă suntem online și dacă noi putem spune că sunetul, imaginea este cu noi și putem să începem evenimentul de azi. Iar azi, după câte știți, discutăm despre trei modalități de a câștiga de la 5 până la 15.000 de lei sau chiar și mai mult în social media. Despre asta azi o să discutăm. Super, așa, tot ok, mă bucur. Noi avem deseori situația când cineva spune, dar la mine ceva frânează, ceva nu se aude, eu vă rog frumos, conexiunea de internet este un ingredient foarte important într-un webinar calitativ, de aceea vă rog frumos resetați browserul, acolo este un butonaș, așa, reîncărcați, pentru că dacă la majoritatea se aude și la voi posibil să se audă. Așa. Ia spuneți-mi, vă rog mult, super, Doina, Veronica, Oxana, Dani, eu vă văd aici în stânga, vă salut. Deci, noi azi o să discutăm cu voi un subiect mega relevant, mai ales în perioada în care noi ne aflăm. Și eu am așteptat evenimentul ăsta tare mult. Am uși 5 minute și eu mă pornesc, am uși. Respectiv, haideți să vedem, dacă spuneți că tot se vede și tot se aude, vă rog foarte mult să începem să vedem regulile de joc și cine așteaptă pe noi azi în cadrul webinarului nostru. Deci, de la subiectul cum să câștigăm în social media, eu aș divide așa cum să câștigăm și cum să economisăm posibil, o să mergem prin prisma câtorva perspective la nivel de reguli de joc. Deci, vreau să vă notați și cel mai important, am la voi o întrebare din start, uitați-vă, aici sunt câteva puncte. Spuneți-mi pe parcurs ori în timp ce eu vorbesc, care din puncte pentru voi sunt importante. Eu o să le număr pe toate și voi spuneți-mi care pentru voi acum rezonează cu situația, cu realitatea, cu acele dureri, necesități, oportunități pe care voi le așteptați de la soartă, lume și de la noi poate azi. Deci, uitați-vă, noi avem câteva, da? Avem care e statistica rețelelor socializare, punctul 1, despre asta o să discutăm azi. Care sunt plusurile și minusurile între rețele sociale, care sunt reguli de joc în contextul acestor rețele sociale, cum funcționează filosofia în rețele socializare, pe ce se bazează în general comunicarea în rețelele socializare, ce reprezintă social media pentru o afacere, punctul 4. Voi scrieți-mi dacă ceva din asta a rezonat sau poate ați citit înainte și vedeți vreun punct care rezonează cu voi. Vom afla azi inclusiv cum se câștigă din social media, punctul 5. Care sunt funcții, rolurile, formele de colaborare care pot fi și putem să le analizăm și le-am practicat eu o parte bună din ele și o să vă dau detalii din experiența mea. Cum evoluezi corect o rețea socială și la final, inclusiv pentru cei care vor să facă un upgrade, o să discutăm despre oportunitate de instruire. Așa, 6, Victoria spune 6, pentru Victoria e important, funcții, roluri și forme de colaborare, 4, cineva ce reprezintă social media, 2 ne zice, ok, 3 și 4, 6, 4, ok, aha. Cum funcționează, cum evaluăm, ce reprezintă 7 cineva, cum evaluezi corect, 4, 5, cât și cum se câștigă, așteptam, Mihaela, mersi mult, așteptam măcar cineva, măcar un participant să vină la webinarul de azi pentru scopul webinarului, cum se câștigă în social media. Așa, văd pe toți, mersi mult că ne dați feedback. Așa, respectiv, de fiecare dată zic cu lucru cel mai important că insight-ul de bază urmează să se întâmple. Asta înseamnă că o parte din informații o să o aflați nouă, o parte o să o recapitulați, o parte posibil nu este atât de relevant pentru voi la etapa actuală și asta este ceva normal. Cel mai important este ca noi să ne gândim cum putem să adaptăm la noi acum cunoștințele care sunt. Respectiv, câteva detalii tehnici, cineva a întrebat și în chat care e situația la noi cu timpul, timingul până la 2 ore, 20 minute de întrebări-răspunsuri, deci notați-vă toate detaliile astea. La final, prezentarea cursului Facebook Start, clasic, știți că noi avem un program și o să vă spun mai multe detalii despre el. Un ghid, ghidul e o istorie total diferită, aici dau racursul mare pentru că aici trebuie să vă spun,
Am pregătit un ghid. Este un ghid care, dacă eu îl aveam vreo 2 ani în urmă, ușura tare mult activitatea, pentru că noi am pregătit un ghid despre social media must have pe masa oricărui om participant care lucrează cu rețele de socializare. Așa că ghidul spre downloadare graduit o să fie, respectiv dacă priviți de calculator, puneți-vă un silent sau deconectați telefonul pentru ca să primiți maxim efort, notăm, participăm, întrebăm, suntem atenți pe la final și desigur că dacă sunteți la telefon, este așa, iPhone-le au o chestie, faceți print screen, da, faceți țic și îți faci un print screen pentru ca să faceți stories-uri, să tăguiți Talmazan School și să tăguiți talmazan.media. Mai mult ca atât, asta era o rugăminte foarte mare pentru voi toți, suntem deja peste 200 de participanți, prietenii voștri, posibil. Și unul din motivele de ce am pornit cu tematica webinarului acum este că pandemia, dacă până acum, nu odată am pomenit istorioara asta, că dacă până acum noi ne gândeam că iaca să treacă, iaca ceva se întâmple, noi azi suntem siguri că, mai ales după statistica de ieri, alaltă, ați văzut, peste 2, 3, 400 de oameni deja se îmbolnăvesc zilnic, noi ne dăm seama că noi n-a să revenim la normal, noi ne dăm seama că granițele o să fie blocate în anumite perspective, de ce foarte multă lume, și posibil printre prietenii voștri, vor rămâne fără job, fără work and travel, fără piscine, fără diferite funcții care verile trecute sau spre care m-am mizat. De aceea, faceți un story, stăguiți-mă pe mine, spuneți despre webinar. La mine în stories, ultimul stories este despre webinar și prin swipe inimerez direct în room, respectiv puteți să ajutați prietenii voștri să beneficieze de niște insight-uri care o să urmeze și poate să le faceți și un bun dar ajutor. Așa că, ei, și pe lângă asta o să ne mulțumiți pe noi cu niște like-uri, share-uri și comentarii. Așa că, haideți ușurel să începem. O chestie importantă legată de tematica de azi este că, tot legat de insight, este că social media este așa un organism viu care se schimbă, care evoluează, care migrează, dacă vreți, și constant trebuie să fie în temă. Mai mult ca atât, tare multe lucruri pe care tu amuia le realizezi, ele nu reușești toate să le implementezi. Asta e una din minusurile învățării în online, offline, în general, instruirii non-formale. Respectiv, una din tehnici pe care eu le aplic și vă sugerez și vouă, este să faceți după webinar, închis, deschis, dacă o faceți deschis, folosiți hashtag-ul Talmazan Webinar. Pe bullet points-uri, ce ați înțeles azi? Eu știu că mulți din voi au foiță, pentru că noi primim în privat câteodată, Dumitru am notat și acolo notat, stăte punctele și asta e super. Dacă o să puteți și să scrieți, faceți-vă un hashtag, spre exemplu, insight-uri din online și Talmazan Webinar, ca să văd și eu, să pot să vă comentez, să vă dau like, să vă dau follow, să vă fac un share. Respectiv, când o să treacă un pic de timp, voi să reveniți la postare și o să vedeți ce insight-uri ați avut legate de social media. Eu o fac de fiecare dată, respectiv la mine o să puteți găsiți în Facebook Talmazan Write, așa un hashtag, care sunt foarte, foarte multe postări legate de momentul ăsta. Spuneam, toți cei care o să fie până la final o să primească un ghid. Ce fel de ghid este? Vedeți, riglă, ghid, bărini în social media. Deci o mare majoritate, cele mai populare, 6-7 rețele sociale în Moldova, toate mărimile și reguli de joc. Asta e mega important pentru să-l dați la designer să aveți ca manual imprimat la alb negru, nu contează, sau în online. De ce? Veți putea beneficia de acest ghid dacă sunteți până la urmă și cu siguranță descoperim subiectul de azi, 3 modalități de a câștiga bani. Așa, spuneți-mi, vă rog mult, legat de întrebarea banilor. Pentru cine azi, acum, este important să descopere oportunitatea de câștig în online? Ori că voi vreți să lucrați ca social media, ori voi aveți un produs și vreți să-l promovați. Cine? Cum? Dați eu sau plus, pentru cine este relevant elementul de câștig din online? Sau nu este relevant pentru voi? Dacă nu, scrieți nu. Pentru că eu să-mi dau seama pe cât de pentru voi acest subiect este important. Mihaela,
toți, pentru toată lumea. Ok. Bun. Înseamnă că acest subiect este pentru noi. Bun, super, 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 plus, 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 este. Super, mersi. O parte din voi, eu mă uitam prin lista participanților și prin lista celor care deja, că suntem peste 250 de oameni, o parte din voi a mai fost la webinarele noastre. Puneți-mi unul dacă voi prima oară sunteți, pentru că urmează 3 slide-uri despre Dumitru Talmazan și eu vreau să-mi dau seama dacă are sens să mă opresc, să vă spun ceva despre mine și de ce eu azi am îndrăznit să vorbesc despre social media, sau noi fugim peste slide-uri și mergem la prezentare. Puneți-mi unul dacă voi prima oară sunteți la webinar și dacă în habar n-aveți detalizat cine este Talmazan. 1, 1, 2, 1, 1, prima oară, 1, 1, 1, 1, ok, super! Asta nu e mai nu sunt cele mai fericite unul din viața mea, vreau să spun. Asta așa, udar nici poesa, pentru că indiferent cât marketing noi n-am face, întotdeauna se găsesc 100-203 de persoane care te văd prima oară și aici un insight pentru voi, pentru că formatul nostru de studiu întotdeauna este ce facem noi cu studenții noștri, cu campaniile noastre, eu arăt ca exemplu. Și păi uitați-vă, noi avem peste 3 ani de zile de activitate. O să vedeți amuși niște cifre. Și chiar și cu toate bugetele noastre, să găsesc 100-200 de oameni din 100-200 care prima oară aud despre noi. Asta înseamnă că asta e normal. Pur și simplu și voi trebuie să știți că față de brandul vostru, față de produsul vostru, la fel este reticența asta. Așa este online-ul. Deci uitați-vă, despre Dumitru Talmazan în persoană, eu lucrez în domeniul digital, sunt expert în comunicare digitală, certificat MBA, studiez domeniul ăsta și predau în universitățile din Moscova. Acum cu pandemia s-a oprit procesul, dar în business model, sinergia, avem proiecte care predăm la facultățile de digital social media. Respectiv, în baza acestor proiecte și în baza companiilor pe care le administrez, SAP Digital Team, Talmazan School, proiectul în care voi acum sunteți, Kick Social Work, Zoom, Prom Capsula, practic este acel fundament prin prisma căruia eu azi și per general întotdeauna mă poziționez și discut. Sunt câteva cifre, 6 ani în domeniul online, azi o să vedeți printre primii istoria cum tot asta a început, peste 200 de companii pe care le-am promovat, peste 2000 de absolvenți care au trecut cursurile noastre în format tet-a-tet practic, peste 30.000 de persoane care au participat la evenimente deschise și peste 300.000 bugetul de euro anual a agenției SAP Digital Team, a clienților noștri, în baza cărora practic noi facem insight-urile, expertiza și tot ce ține de promovarea noastră. Cam așa este despre noi. Haideți să începem Zoom, Doina Zoom, aș vrea eu Zoom și creat de mine, dar Zoom Your Business, asta este conferința de business, care noi am organizat prima ediție 2 ani, cred că în urmă, și anul ăsta posibil o să repetăm experiența. Iar Zoom-ul, da. Respectiv, webinarul de azi, 3 modalități de a câștiga din online, de la 5 la 15 mili lei. De ce am pus? Pentru că asta este planca, dacă vreți, de jos. Planca în care dacă tu te apuci să faci ceva bine, asta va fi un ingredient la toate pozițiile. Pentru că o parte spui, da, asta nu e real, cum de câștigat. Azi o să vă arăt câteva perspective și dacă voi sunteți bravo, dacă voi dedicați timp, ingredientul de calitate și ingredientul de timp nu se anulează. Nu se întâmplă ca așa, v-ați dus și se întâmplă. Dar e real. Despre social media, istoria mea a început cam aici. Ia spuneți în cine din cei prezenți sunt cunoscuți cu modelul Nokia 1100. Ca să-mi dau seama. Ca să-mi dau seama dacă noi vorbim pe un limbaj sau nu. Așa, Ema. Dar voi ați auzit sau ați avut? Ați avut fanaric, da? Eu cred că prin anii ăștia, când Nokia 1100 și impulsurile și bipachetul, când trebuie să trimiți un SMS și pe tine să te sune, din timpul ăsta că am început lumea digitală, social media în viața mea,
Am și o poză, important să nu arătați la nimeni. Dumitru Talmazan, speaker internațional, cam așa, vedeți, stă în camera să vă smus, cam așa arăta Dumitru când a început activitatea de digital comunicare. Ea era total diferită, deci azi ceea ce voi învățați ca social media și ceea ce era social media 6-10 ani în urmă, desigur că astea sunt două lucruri diferite, dar procesul e unul asemănător. Respectiv, când am început eu activitatea mea, social media era cam așa. În 2013-2016 era așa o chestie, eu mă mir că câteodată și acum există branduri care folosesc cafeaua de bună dimineață. Dar atunci era, uitați-vă atent la postare, atunci era așa un trend. Trebuia neapărat, dacă vrei să-ți dezvolți, azi oamenii numesc personal branding, dar atunci noi pur și simplu, intuitiv, știam despre acest lucru. Poza ta să o pui în postare. Respectiv, activitatea mea era unei agenții de decor special.md pe care am creat-o eu în 2013. 2016, respectiv așa arătau postările în social media. Dar și atunci era un element de ce făceam chestia asta. Noi în 2 ani de zile Wedding Awards am luat premiu și am scris că pentru că trebuie, noi nu facem social media pentru că asta era eficient. Cumva e ca așa, cumva întâmplător. Atunci era perioada în care migrarea de la Adnaclasnic înspre Facebook. Pur și simplu făceam. Și s-o primit că am nimerit într-un vector care azi s-a dovedit a fi unul foarte și foarte profitabil pe alocuri și eficient pentru afacere. Pentru că pe atunci, 2014, uitați-vă, asta este agenția Special, care și azi lucrează, eu a fost vândută, eu am ieșit din ea tare mulți ani în urmă, și azi, pe atunci eu făceam mic așa proiecte. Eu lucram și decorator, noi făceam fotosesiuni și toate aceste materiale noi le publicam în online. La nivel intuitiv, la nivel de să arătăm la oameni, făceai cu $5 în buspost și înconjurai Chișinău de 3 ori. Pe atunci noi dezvoltam blogul, azi să vă vorbim un pic despre YouTube și uitați-vă, pe atunci cream. Era, dacă vedeți rândul 1 sus, este așa coloana 4, amprenta Special, 400 de vizualizări. Asta e ujasna, asta e 400 de vizualizări. Noi făceam storytelling 6 ani, 7 ani în urmă. Azi e trendul ăsta în care pui titre, în care faci video contentul și majoritatea business-urilor încă nu realiza ce asta. 6 ani în urmă asta făceam. Deci e momentul despre... Sfaturi pe care azi o să le primiți sunt trecute prin mine, prin activitatea mea. În schemă am arătat cam așa asta se întâmpla. Eu am fost pe la CNC, pe la AMTAP, Academia de Muzică, Teatru, Arte Plastice, prin Siberia am fost, St. Petersburg, în musical, cumva haotic până la vârsta de 20 și ceva de ani. Pe urmă, în 2013-2014 am fondat agenția de nunți Special, pe urmă am vândut-o, am închis-o și activitatea care am început-o eu acolo intuitiv de social media, 2015-2017 la mine am dedicat-o activității de expertiză în care eu am lucrat ca social media manager. Eu am lucrat și ca copywriter și ca designer pentru posterile în social media în OM, Aquatrade, Niagara, Granat, Marsala și mai erau încă, la Marsala era un fel de agenție care avea proiecte care le-am luat. După care acum, din 2018 până în 2020, ultimii 2-3 ani de zile, am fondat câteva proiecte, School, ASAP, Kick, Prom, Reputation House, Yellow Yang, prin Business Models. Adică, vedeți, este o migrare, este o trecere până voi veți obține expertiza. Și aici e timpul. Mie mi-a luat asta cât? 7 ani de zile. Ca azi eu să pot să adun 1000 de oameni la Leogrand sau 253 de oameni în live. Adică e o chestie de timp pe care trebuie să o dedicați și azi noi lucrăm în 4 țări cu instruire. Asta este Moldova, asta este Rusia, România și Hong Kong. Respectiv în contextul de comunicare. Asta era ieri, azi la noi deja sunt zeci, sute de clienți
care se instruiesc, care se promovează, care se consultă și azi eu o să vorbesc despre toate aceste lucruri cu voi prin prisma ce trebuie noi să facem, de la ce noi pornim, cum putem noi să începem propria afacere, propria expertiză, adică elementul de rezultat va fi efortul vostru, focusul, timpul. Deci dacă sunteți gata, noi putem să începem, dați-ne un start și noi începem pe subiectele pe care le-am pregătit pentru voi astăzi. Dacă aveți întrebări sau să aveți întrebări legate de mine, social media, nu uitați, la final ghidul, la final întrebările, așa că faceți-vă o rezervă de o oră de vreme pentru ca noi să putem să lucrăm cu voi eficient. Așa. Go! Go, go, go! Așa, let's go! Subiectul de azi pe care noi o să-l discutăm va fi prin două vectori care vom descoperi acele trei momente. Uite, primul este rețele. O să discutăm despre rețele de socializare. Facebook, YouTube, Instagram, Adnaclasnike, Twitter, Vkontakte, TikTok, LinkedIn. Și a doua perspectivă pe care vreau să o iau în raport cu aceste rețele de socializare sunt formele de colaborare și funcțiile. Ce forme, cât costă, cât faci, cât primești, ești cine ești, ce fel de funcție, în ce fel de format. Deci azi discutăm, descompunem acest fundament și dacă vreți și dacă înțelegeți că este important acum pentru un prieten, soră, frate, director, șef, faceți screen, trimiteți-le un mesaj. Faceți screen, tăguiți-mă pe mine și scrieți în ultimul story să vedeți link la webinar, pentru că subiectul de azi este fundamentul comunicării. De aici o pornească calea voastră dacă voi vreți să mergeți prin social media. De aceea, pornim de la primul modul și anume despre rețele de socializare. Cam așa o să fie, apropo, vă puteți face și niște screen-uri, pentru că pe urmă poate voi veți dori să faceți un fel de adaptare către afacerea voastră sau către viitorul vostru proiect sau proiecte în contextul de analiză. Am luat-o prin perspectiva statisticii, ce fel de statistică este în rețelele de socializare, care este raportul de logo, cover, name, ID, descriere și care este scopul. Dacă voi o să primiți și înțelegeți răspunsul la toate aceste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poziții, voi veți putea să luați decizii smart pe ce rețea socială, cât buget, și postăm, când postăm, unde postăm, tare multe răspunsuri dispar când voi vă apucați de treabă în contextul dat. Deci e momentul care vine, prima este statistica. Dar mai întâi de toate, spuneți-mi, vă rog mult, în care din rețele sociale voi nu sunteți? În care din rețele sociale, din lista care eu o expun, voi nu sunteți și dacă aveți timp, scrieți de ce nu sunteți. Da? Facebook, Instagram, Adnaclasnike, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn, Vkontakte. Dar nu scrieți, nu sunt, pentru că am uitat parola și de mult nu m-am logat în Adnaclasnike. Adică cel mai des motivul de și nu sunt. Deci așa, Vkontakte, TikTok, Vkontakte, VK, LinkedIn, TikTok, mi se pare inutile, Tatiana ne spune. TikTok, Twitter, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Odno, nu-mi place ce se postează. Sunt doar pe Facebook și Instagram. Așa, TikTok, Twitter, numai pe Facebook, că în rest nu, LinkedIn, doar primele trei, nu vă aud. Am înțeles, fă un refresh. TikTok, divertisment, TikTok, am înțeles. TikTok, LinkedIn câștigă, nu este prezent încă în activ. Facebook-ul, Instagram-ul, Adnaclasnike, YouTube-ul sunt printre cei mai favoriți în contextul de goana de comunicare în social media. Haideți să vedem ce statistică este și cum ea se analizează și poate voi sunteți acolo unde nu trebuie și nu sunteți acolo unde trebuie. Poate. Nu știu. Sau veți lucra. Pentru că inclusiv dacă voi vreți să fiți specialiști în social media, eu am făcut o greșeală la început. Eu am pornit cu toate. Eu am pornit și expertize pe Adnaclasnike, și pe Vkontakte, și pe VK, și YouTube, și tet. Și atunci a fost o mare problemă, pentru că cei care plăteau, fie companiile, fie specialiștii care aveau nevoie de instruire, ei nu știau cine sunt eu. Azi
în mare parte eu mă asociez cu Facebook-ul, pentru că eu am pus atunci, mi-am ales o rețea socială în care eu am devenit expert. Deci dacă vouă vă place Adnaclasnicii și vreți să fiți experți pe Adnaclasnicii, voi mâine aveți de lucru. Pentru că experți pe Adnaclasnicii nu sunt. Oameni care se priceapă. Eu nu mă pricep pe Adnaclasnicii gine. Adică dacă Facebook-ul eu l-aș califica la un nota 7-8, Adnaclasnicii îl califică la nota 5-6. Eu înțeleg niște lucruri de bază, eu copiat o perspectivă de la Facebook, dar de fapt sunt multe chestii tare faine în Adnaclasnicii, în TikTok, în Vkontakte. Fiecare rețea are un specific și despre asta noi să discutăm. Așa, respectiv despre rețeaua socială Facebook, câteva criterii importante pe care voi trebuie să le analizați. Aici în fața voastră este raportul gramatic, m-am bazat pe el, puteți și raportul BATI să-l găsiți, puteți și... Aici mai este în baza raportului de pe Social Bakers, mai multe platforme care dau statistică, respectiv un pic cifrele se schimbă, că aici este 2019, dar este trendul care ne arată un vector. Ce trebuie să atrageți atenția la statistică? Atrageți atenția la vârstă, la gen. Cum o să migreze ea pe toate rețelele de socializare? Atrageți atenția că la Facebook ne-a dat o statistică care e valabilă și pentru Adnaclasnicii, dacă vreți, și pentru Vkontakte, că peste 60, deja 70 ceva, cred că, de procente din utilizatori privesc rețelele de socializare de pe mobil. Noi am făcut data trecută statistică, la noi în jur de 60% de oameni privesc webinarul mâine de pe telefon mobil. Asta înseamnă că voi priviți foarte mărunțel, da? Adică voi nu vedeți la ecran această prezentare mare, voi vedeți mărunțică. Asta înseamnă că dacă noi vrem să fim mai eficienți, atunci noi trebuie să nu facem pe un slide 4 desene, dar să facem câte un desen pe un slide, să fie comod pentru utilizatori. Și în comunicarea voastră de postări, voi trebuie să luați în calcul acest element, că vârsta și poziționarea unde arată contentul vostru va juca rolul de content making. Unde și ce fel de content noi vom face. De aceea aici noi avem o creștere peste 1.200.000 încolo de utilizatori. Noi avem... Olga ne spune că de pe telefon vă urmăresc. Da, respectiv e argumentarea trendului despre care spuneam. Avem femei mai multe sunt în toate rețelele de socializare. Avem engagement-ul. Uitați-vă, al patrulea schiță, Facebook în Moldova, colțul drept, da, aici unde apare poza mea, noi vedem că bărbații pun like în mediu 9 like-uri pe lună. Femeile, 21, comentează 1 la 4, șăruiesc 1 la 3 și publicitate, click-uri pe publicitate, bărbații clichează de 10 ori publicitate, iar femeile clichează de 17 ori minim. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că publicitatea către femei este redirecționată mai mult, pentru că engagement rate-ul sau CTR-ul este mai mare la dame decât la bărbați. De aceea, mai mult ca atât acolo și femeile sunt factorul de decizie cel mai deseori, de aceea el este diferit. Așa că când noi analizăm, noi trebuie să ne uităm foarte atent ce la noi se întâmplă. Uitați-vă migrarea către Instagram pe care noi o avem. În Instagram, noi avem, dacă să dăm un pic înapoi la vârstă, uitați-vă, 19% în Facebook sunt cu vârsta între 13 și 17 ani. 6%. Și vârsta 18-24, 19%. În Instagram, vârsta 13-17, 12% în raport cu 6, și vârsta 18-24, 32% în comparație cu 19. Adică noi vedem că teenagerii, vârsta, generația X, Y, Z și Alpha, sunt mai mulți în Instagram. Asta înseamnă că contentul este diferit. Asta înseamnă că abordarea va fi diferită. Și aici, salutare Ludmila, și aici noi vedem că n-are niciun sens. O să vedeți și la scop. Să postăm postările din Facebook în Instagram și invers. N-are niciun sens. Reason why-ul este diferit. Voi ca specialiști în domeniu, ca viitori specialiști, ca companii care promovați sau ca specialiști care promovați companii, vă rog foarte mult, noi suntem în era în care contentul nu este alma materul, în care postările nu sunt ceva care trebuie cuiva. Ele trebuiesc, dar ele nu sunt must have.
De ce n-are sens noi să postăm o postare pe toate rețelele de socializare? Pentru că azi o să vă conving, dar dacă nu, scrieți-mi în privat și discutăm dacă aveți o altă viziune. Că fiecare rețea socială, asta este un fel de, eu îi spunem, femeie, care are caracter diferit, care, da, în unele are și aceia like-uri și aceia like-uri, și la ce îi plac florile și la ce îi plac florile, la ce îi place roșu, la ce e verzi. Adică e despre personalizarea comunicării. Voi sunteți utilizatori în 2, 3, 4, 5 rețele sociale. Voi sunteți diferiți ca oameni în toate aceste rețele sociale. În unele rețele sociale, spre exemplu în ВКонтакте, забегая вперед, voi sunteți predispuși să vă uitați la ceva ha-ha-hi-hi. Sau în TikTok încă mai mult ca atât. Dar în Facebook sunteți destul de predispuși să citiți ceva mai informativ. Să priviți o știre. În stories voi nu priviți știri. Voi când ultima oară ați privit știrile despre COVID în stories sau în TikTok? Voi priviți în Facebook, în video, pentru că știrile mai taie videourile câte 2-3 minute și le încarcă încolo. Deci aveți în vedere despre acest moment și adaptați-vă contentul la rețeaua socială. Analizați-vă rețeaua în care voi sunteți și trageți concluzii în raport cu sistemul ăsta. Uitați-vă, adnăclasnici. Avem vârsta 15-19 ani, 10%. Aici noi avem 13-17, acolo un pic e range mai mare. Dar aici uitați-vă, la adnăclasnici vârsta 50 plus 30%. La Instagram 50 plus este 7%. La Facebook 50 plus este 6%. Observați? 5, 6, 30. Diferența e foarte mare dintre platformă. De aceea când voi vreți să comunicați prin adnăclasnici, voi trebuie să vedeți că adnăclasnici, majoritatea asta e nordul, centru, asta sunt pensionari, casnici, manageri de nivel mediu, studenți, asta e școală profesională, în mare parte. Ori nu și-a făcut update-ul la descrierea profilului și-a rămas Talmazan Dumitru ca școală profesională încă în adnăclasnici, dar în Instagram este vlogger cu 30.000 de followeri. Sau nu știu care este problema, dar în toate rețelele de socializare este nevoie să fie momentul de adaptare. Victor Popa spune, sunt oameni care nu pot registra acum. Unde va fi undeva plasat? Victor, în stories la mine, ultimul stories, swipe-up-ul este cu link direct către webinar. De ce voi puteți să faceți acest lucru? Nu știu dacă eu pot, o să rog fetele să arunce link-ul în comentarii și colegi, m-au zis, da? Și mai departe voi luați și transmiteți link-ul direct și ei doar pun numele și intră direct în webinar. Sunt oameni care nu se pot înregistra. Așa, Galina, trebuie să înțelegi că îți place să faci bine. Webinarul va fi înregistrat, dar de unde îl putem găsi? Nici pe calculator nu se vede bine, este foarte mărunt. Da, unele statistici pot fi când sunt mai multe cifre. N-am putut face altfel, de ce îl comentez cumva în contextul ăsta. YouTube-ul, despre YouTube, ceea ce eu pot să spun este următorul lucru. Noi am încercat ultimii 2 ani de zile să facem zeci de combinații în raport cu YouTube-ul. Vestea bună este că anul ăsta un pic diferit o să fie în contextul carantinei, în contextul crizei. Noi avem elementul de creștere la nivel de consum online a contentului. YouTube are o problemă în Moldova. Noi nu putem dezvolta un canal de YouTube din motiv că nu toți oamenii au Gmail account, iar cei care au Gmail account nu au Chrome browser, iar cei care au Chrome browser nu sunt logați în Chrome browser. Ca să fie posibil când tu îi spui în video și acum fă subscribe la canal, el când clichează, lui spun loghează-te. Și el nu-și ține minte parola, nu-și ține minte e-mail-ul și te lasă, băi, am văzut și mulțumesc. Respectiv, dacă tu nu te abonezi la canalul meu de YouTube, următorul video eu trebuie să generez trafic spre el, adică tu nu primești notificare. De ce un moment greu este de a primi o creștere de
YouTube vizualizări. Vedeți în comentarii, prieteni, este sunt link-urile la live room-ul. Copieți-l, puneți-l cu swipe în stories dacă aveți, puneți-l în postare din Facebook, dați-l la prieteni, șefi și să primească contentul de azi toți. Respectiv, partea de YouTube are foarte mulți utilizatori, la noi în mare parte topping-ul, dacă îl vedeți, asta sunt pe cântăreți, asta sunt în mare parte contentul de entertainment, chiar și cei mai mari YouTuberi din Moldova sunt două categorii. Asta este copii, da? Sunt copiii care se joacă sau fac unboxing și asta este entertainment. Asta e ha-ha-hi-u. Ori muzică, ori entertainment din ha-ha-hi. Și atunci, când voi vreți să faceți un blog, când voi vreți să faceți un videoblog, voi vă dați seama că acolo a să aveți 3 vizualizări, 100 de vizualizări, când voi dați content, nu știu, de expertiză, content carne, el greu se consumă în Moldova. De aceea, când veți merge în YouTube, analizați această rețea socială, ea are un specific destul de mare. Twitter-ul încă o boală mai grea pentru Republica Moldova, pentru că el este în mare parte pentru ambasadori și proiectele internaționale. Vedeți câțiva, astea sunt Andrew și David și US Embassy, sunt conturile cele mai populare, followiți de moldoveni sau în creștere. Un procent din utilizatori online, utilizatori Twitter, o statistică avansată nu găsește aici. Dacă aveți vreo sursă, dați-mi, vă rog, în privat, pentru că noi pregătim un case pe Twitter. El deseori e folosit doar de proiectele internaționale, dacă sunteți jurnaliști, ambasadori. În rest, Twitter-ul îl unesc cu Instagram-ul, știi ce postezi Instagram, duci în Twitter, dar nimeni acolo nu-ți face Twitter, tweet la noi, el nu a intrat. Peste 20 ceva de mii de utilizatori, el pur și simplu nu a intrat. Galina, e bine, eu învăț în domeniul de PR, social marketing sau comunicare pe rețele sociale, social media, PR, social marketing sau comunicarea pe rețele sociale are mare importanță, o, da. O, da. Ce tool-uri pentru a folosi statistici? O să vă zic neapărat ce tool-uri și cum puteți și voi să vedeți aceste detalii. TikTok-ul. TikTok-ul, mulți au scris că voi nu sunteți acolo. Eu sunt acolo, dar n-am postat încă nică. Pentru că eu sunt zadrot în sensul ăsta. Eu nu știu ce să postez, dar să postez tupă încă niște videouri ca în Instagram. Eu nu văd sens. Dar asta este poziția mea și nu neapărat că este corectă. Însă, TikTok-ul este o rețea socială care crește. Crește tare repede, tare mult, așa că vă rog, urmăriți-o. Acolo este generația alfa. Acolo este generația copiilor, nepoților mei, care crește și în 5 ani ei vor fi clienții noștri. De aceea trebuie să tragem cu ochiul, să creăm comunități acolo, să adaptăm contentul, pentru că acolo este în creștere, chiar în context să-l bată și pe Instagram TikTok-ul. Eu am TikTok, dar urmăresc pe alții fără să postez, Xenia. Eu tot, la mine este mereu așa o frază, dacă eu vreau să tupiesc 2 ceasuri, eu intru în TikTok și mă așez și nu știu cum trec tare de 2 ore. Așa că când sunteți în rând la magazin, nu vă enervați. Nu vă enervați, deschideți TikTok-ul și să vedeți cum trebuie de treci rândul. Respectiv, după TikTok, încă o rețea socială aproape inutilă este LinkedIn-ul. De ce spun aproape inutilă? Am uși cineva spui, cum tu poți îndrăznești la LinkedIn să ridici chiorul? Ea nu intră la toți. Ea este o leacă mai populară ca Twitter-ul. Este o rețea socială care este folosită de afaceri în mare parte, de HR, Human Resource, căutare de joburi la nivel de top management sau management mediu plus, nici de cum nu este folosită de mass market-ul ca Facebook, ca Instagram, chiar și ca contactele, da? Pentru că următoarea rețea socială în statistică la noi este contacte, care, aici am găsit un screen de la colegii noștri de la Unsetter, din 14 ani, ei l-au făcut, dar trendul în contacte a rămas același. Diaspora rusească, tineretul, filmele gratuite și cel mai mare pe un post-sovietic regiune, platformă de pornografie gratuită. Deci acolo sunt foarte multe videouri pornografice care sunt în acces liber. De aceea, adică aveți grijă dacă aveți
frați mai mici, copii mai mici care sunt în contacte și voi vă se pare că ei nu se uită la Pornhub, dar ei se uită la contacte. Mai mult că atât Pornhub e cu plată. Așa că aveți grijă în context de platformă să vă gândiți că toate ele sunt importante. Toate aceste rețele sociale, contacte, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube, Одноклассники, Instagram, Facebook, toate sunt cu caracter individual. Toate aceste rețele sociale au numiți oameni, mai mult ca atât, unii oameni sunt și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, doar că ei au poziționare, atitudine diferită față de fiecare rețea socială. Deci voi trebuie să fiți foarte atenți în acest context și când veți decide, mergeți în această direcție. Fiți specialiști pe Facebook și Instagram sau Одноклассники sau YouTuber. Asta este foarte trend acum, de ce vedeți cum faci. Mergem la următorul bloc, pentru că sunt câteva puncte. Următorul bloc la noi este despre mărimi reguli minime pe care voi trebuie să le verificați azi sau să le sugerați la șeful vostru și la restul, pentru că asta este must have-ul important, ca după care să vedeți cum se poate făcut bani cu asta, să sugerați sau să faceți pentru companie în momentul ăsta. Deci logo, cover, name, ID, descriere. Aici nou ne-a venit un screen în dreapta. Eu nu știu dacă Viorel este cu noi amuia online, dar că, nu știu, și spuneți-mi dacă au pățit cineva ca Viorel. Când în Facebook îți schimbi numele Mihai și Loredana și aveți un cont pentru amândoi, în situația asta Viorel iubit Cristinei și scrie: fetelor, nu mai sunt cu Cristina, dar nu pot să schimb numele de profil timp de 60 de zile. Respectiv, el nici 60 de zile cu Cristina nu a fost, nu a ținut, dar s-o grăghit să o fericit pe Cristina și aveți grijă când schimbați numele. Numele trebuie să fie real, numele trebuie să fie ca în buletin, pentru că dacă vă blochează contul sau vă verifică identitatea voastră și voi nu sunteți ca în buletin, voi nu veți putea debloca contul. Voi veți trebui să vă duceți la pasport în stol și spuneți: eu vreau să fiu cu numele Viorel, iubitul și familia Cristinei, pentru ca Facebook-ul să vă deblocheze contul și voi să-i arătați legitimația. Încercați să fiți cât mai corecți în raport de Facebook personal. Businessul, iarăși, businessul nu trebuie să numească sau din pagina personală să vă promovați. Businessul nu trebuie să numească reparații, masaj. Trebuie să fie un brand, un nume de brand, poate cu un descriptor: crate-mă, masaj pentru oameni sau reparații pentru căs. Dar numele trebuie să fie un brand. Descrierea, important să dați informații despre voi. Descrierea e valabilă pentru tot. Sunt reguli de logo, cover, mărimile care să fie și aici voi inclusiv, apropo cu ghidul, noi o să lucrăm pe partea asta. Trebuie să fiți foarte și foarte, foarte atenți. Instagram-ul, un pic diferit și aici, Instagram-ul are maxim 30 de caractere la profil personal și 150 de caractere la profil de business. Acolo trebuie să fie foarte clar. Voi dacă să intrați la mine în Instagram, voi doar faceți stories, ia să văd. Faci stories sau nu faci stories? Cineva a făcut stories? Daniela, Silvia, Snejana, mersi foarte mult. Și restul, talmazan.md, Talmazan School. Voi când o să intrați în Instagram la mine, voi în descriere o să vedeți în 150 de caractere. E tare greu, apropo, spui și emoticoane și descrie în 150 de caractere. Voi o să vedeți antreprenor digital MBA, speaker internațional în social media, te pot ajuta să câștigi bani sau să economisești în online acum. Click aici și spre tap link. Adică sunt câteva reguli în descriere și ele sunt foarte simple. Noi la cursul de Instagram descompunem acesta mai detaliat, dar aici vă spun două, trei points-uri importante. Cine ești, cu ce te ocupi și cu ce poți fi de folos mie? Răspundeți la aceste întrebări în 150 de caractere. Cât mai frumos, cât mai original, cât mai interesant. Dar eu, deschizând profilul vostru de Instagram, trebuie să văd deodată ce ești tu, magazin, om, santehnic, ce ești tu, muș na ceas, cine ești tu, când eu pot te chem. Muși na ceas. Cu cât e ceasul? Cover nu este, logo este, trebuie să fie real și recognoscibil. Одноклассники, la fel, business sau nume real, e valabil ca și la Facebook. La descriere trebuie să... Sunt oameni care citesc. Voi ne-ați avut așa situație când cineva vă invită să vă dați like la pagină și voi
Voi vă uitați la acea pagină și voi nu înțelegeți cu ce se ocupă. Adică tu chiar și te duci la descriere, să vezi, poate acolo este, duci la site, poate este site și nu-i nică. Asta e mare greșeală. Sunt oameni care citesc descrierea voastră, sunt oameni care citesc feedback-urile. Adică e un element foarte, foarte important să lăsați despre voi. Unde este câmp de completat, completați-o. Despre YouTube, e mega important, la YouTube sunt câteva categorii care neapărat luați-le în calcul, mai ales cover-ul, punctele de meniu care sunt acolo, numele peste un anumit număr de follower, voi vine să puteți personalizați ID-ul vostru. De aceea atrageți atenția că fiecare rețea socială are regulile ei de joc și la identitatea vizuală, și la elementul. În YouTube lucrează foarte bine playlist-urile. Chiar dacă voi nu vreți să faceți vlogging, adică dacă sunt aici antreprenori, afacere, chiar dacă voi nu vreți să faceți vlogging, să nu fiți experți în asta, dar aveți o companie și voi vreți să prestați servicii și vă gândiți, poate să știm și în YouTube, pur și simplu dublați toate videourile în YouTube. Eu așa fac. Dar e important playlist-urile, numiți-le așa cum ar fi oamenii caută. Spre exemplu, voi dacă ați căutați feedback Talmazan Dumitru sau feedback Talmazan School, voi să primiți videouri din YouTube. Ele au 3 vizualizări, 15 vizualizări, 20 vizualizări. Ele nu sunt despre vizualizări. Ele sunt despre acei oameni care caută feedback-uri sau proof-uri despre mine să găsească în YouTube prin Google sau prin Yandex. De ce lucrați la acest element? El este foarte fain, foarte important și foarte bine lucrează. Twitter-ul la fel poate să aibă cover, nume, ID, orice rețea socială, dacă voi veți decide într-un moment să fiți peste tot, eu aș spune ok. În unele nu veți fi cu postări, cum eu în TikTok sau eu în Twitter fac sharing din Instagram. Și eu mai inițial am spus că nu e bine să faci sharing dintr-o rețea socială în alta. Doar dacă, și vă explic, dacă tu faci share din Instagram în Adnaclasnici, eficiența să fie 0. Nu, 0 întreg și 1. Dacă tu nu aștepți eficiență, dar vrei pur și simplu să publici pentru că poate cuiva acolo s-a uitat, e ok. Dacă tu faci sharing din Instagram în Adnaclasnici, din Instagram în Facebook și aștepți rezultate din social media, sau tu faci asta pentru un client și el așteaptă rezultate la tine, asta e samoubistvă. Așa ceva nu trebuie. Deci eu fac share de pe una pe alta, fac share din Instagram în Adnaclasnici, din Instagram în Twitter. Acolo sunt butoane de este automatizate. Dar eu nu aștept că acolo să vină rezultatul. Dar în pachetare eu am făcut la nume real, dacă cineva o să caute în Facebook, în Instagram, o să mă găsească. Dacă cineva să mă caute în Google, o să mă găsească. De aceea, elementul ăsta, luați-l în calcul și analizați. Analizați un pic mai pe urmă toate momentele astea. TikTok-ul, la fel, descriere, nume de brand sau nume real, un logo pentru ca să fiți recognoscibil. Practic, aici, momentul, la toate rețelele sociale care vă le arăt pe aici, el vine în context de aceeași regulă, dacă vreți. Sunt unele devieri, dar în principiu, toate ele au logo sau poza de profil, este cover unele au, este ID-ul, este descrierea. Tot asta trebuie să fie pe feng shui aranjat. Peste tot. De dorit în același stil, de dorit în aceleași culori, ca să fie brandul vostru vizibil și corect peste tot. Este așa o chestie când ID-ul ăsta după slash, el este scurt în toate rețelele sociale. Spre exemplu, eu am vrut peste tot la mine să fie Talmazan și să fie un cuvânt. Doar că în Facebook Talmazan e ocupat, în Instagram Talmazan e ocupat. Deci eu am mers spre talmazan.md și în majoritatea, spre exemplu, în toate rețelele de socializare, ID-ul talmazan.school o să-l găsiți după slash. De ce? Dacă voi să căutați pur și simplu, intrați în LinkedIn, intrați în Facebook, după facebook.com puneți slash talmazan.school, scrieți enter și nimeriți pagina noastră. Adică e comod. De aceea luați în calcul, luați în vedere acest moment. Și o să fie vam și astea. Un punct important mai departe este despre acel moment că toate acestea care v-am povestit, mărimile, noi în format de ghid care îl dau foarte, foarte curând, îl avem pentru voi gratuit.
De aceea nu pierdeți ocazia să îl descărcați. Eu nu cred că noi îl vom da așa na levo și na pravo, pentru că vrem să-i păstrăm o valoare. Dar s-a lucrat la dânsul și el să fie comod, că voi tăiați mărimile astea care posibil nu le vedeți pentru că e mărunțel, să le aveți frumos, le-ați trimis la designerul vostru și spui de fiecare dată când faci design, tragi cu ochii acolo pentru că și e interesant. Sau voi în Canva lucrați sau în altă aplicație. Scopul. Ia ca despre scop, eu vreau voi să luați în vedere. Dacă designul, mărimea, descrierea, puteți să o delegați la copywriter întâmplător, dacă voi sunteți mari sămâmșic și nu puteți, n-aveți când sau nu aveți abilități. Dacă voi, scopul, ca și antreprenor, ca și om care decide în ce rețea socială noi vom fi, voi trebuie să-l înțelegeți. Eu am încercat să vă descriu foarte pe scurt cam cum văd eu scopurile și cum poziționez eu scopurile în raport pentru clienții noștri, pentru afacerile mele. Facebook-ul este o rețea socială după mine care se consumă contentul long read și contentul educațional. Deci Facebook-ul la mine este o rețea socială care nu este atât de mult despre ha-ha-hi-hi dacă eu vorbesc despre business. Mai mult ca atât, dacă eu vorbesc despre personal branding, atunci eu vorbesc în context de anume realitatea, că personal branding-ul este un produs care aduce rezultat și el în pagina mea personală este serios. Puțin cred că își dezvoltă brandul personal din cei care nu urmăresc la ha-ha-hi-hi. Respectiv, Facebook-ul la mine are o parte rol, parte viziune în raportul ăsta. Instagram-ul este fratele lui Geamăn. Fratele Geamăn nu înseamnă că seamănă. Fratele Geamăn înseamnă că ei se înțeleg foarte bine. Pentru că dacă voi ați avut frați, surori, copii, verișori, gemeni, voi ați observat că ei seamănă între ei, dar sunt două personalități total diferite. Total diferite. Câteodată unul nu mănâncă una, nu mănâncă alta. Dar la nivel de zamașchi, 100%. Apoi că Facebook și Instagram au zamașchi total diferite. Instagram-ul eu îl folosesc ca rețea socială pentru lifestyle, cu content vizual, unde se consumă emoțiile, unde sunt stories-urile, unde eu spun, hei, salutare, noi suntem aici 251 de persoane, discutăm, ia uitați-vă, oamenii zic, postare am făcut, doi n-au zis, hei, super, 15 secunde swipe up și s-a dus înainte. În Facebook asta nu lucrează, chiar și stories-urile în Facebook nu lucrează așa cum lucrează în Instagram. Deci e voi dacă o să faceți, noi am decis că la noi Instagram o să fie un fel de lifestyle, un fel de backstage și se întâmplă. Da, o parte din voi dacă se întreabă mai pe Thomasan School o să vedeți că social media managerul nostru, el a filmat cum eu mă pregătesc, cum eu ce fac setup-ul. Nu o să găsiți asta în Facebook. În Facebook o să găsiți feedback de la absolvenți, o să găsiți video de atmosferă, lansarea evenimentului, adică la nivel de poziționare scopul este total diferit. Deci aveți acesta în vedere. Adnaclasnicii, o rețea socială regională, engagement-ul, când spun engagement, înseamnă like, share, comment, e mort. În mare parte, din majoritatea testelor, zeci, sute de teste care noi le-am făcut cu companiile mari, cele mai mari din Moldova, dacă vreți. Acolo, vizibilitatea, brand awareness-ul, e foarte ieftin. Noi am promovat o televiziune și promovăm, noi am promovat ministerele, Ministerul Educației, lucrăm cu statul în contextul ăsta la nivel de instruiri și promovare, lucru cu studenții, lucru cu elevii. În Facebook, Instagram, da, este altceva, dar în clasnici. Am avut rezultate la 5 dolari, 20, 30 de mii de vizualizări. În Facebook, Instagram, asta n-a să vezi. Aici e mort. Pentru statistica indicată mai sus poate fi foarte eficient. Adică, dacă vă amintiți, vorbeam de statistică ca fundament. Luăm adnaclasnici și înțelegem de ce engagement mort. Pentru că acolo 40% este 50+. Și ies, vă scriu, oh, ho, hai, hă? Nu. E acolo, nu câteți morți, dar nu s-a activ. Dar acolo mortalitatea în această rețea socială crește. YouTube-ul, dezvoltarea vlogului, content educațional, playlist în companie indexată de promotare. Eu asta am pomenit, reiterăm, eu folosesc pentru acest moment. Primul motiv de ce eu folosesc este ca toate videourile din companie să fie postate către YouTube. Dacă eu am timp și am bani, atunci eu pot folosi și production în acest context. De aceea, în momentul ăsta, voi trebuie să fiți foarte conștienți, pentru că elementul de eficiență a
spre exemplu, Facebook-ului, da? Dacă noi luăm Facebook-ului, Instagram-ului, YouTube-ului, Anaclasnike, este în context de adaptare a audienței. Următorul la noi este Twitter-ul și Twitter-ul va fi folosit dacă voi vreți să vă găsiți parteneri internaționali, Twitter și LinkedIn la fel, ambasadorii, dacă vreți să comunicați cu ei, dacă vreți să vedeți în ce direcție merge toată comunicarea asta, respectiv voi trebuie să adaptați acest context către fiecare rețea socială. Ce ține de TikTok? Ce ține de TikTok este generația Alpha. Generația Alpha la noi este generația care, vă spuneam, asta sunt copiii mici, asta sunt, chiar dacă noi vedem că momentul TikTok-ului, dacă ați observat, acolo sunt tare multe doamne și domni, dar mai multe doamne în vârstă, care creează content pentru TikTok. Dar tare multă mălășnea, maladioș se uită la TikTok și asta este vizibil și asta este foarte, foarte clar de audiență. Cineva mă întreba acolo mai sus despre partea de la ce îmi folosește promovarea produselor pe TikTok. Dacă în contextul de statistică audienței, dacă în contextul de stil și scop nu aveți tangență, nu este interacțiunea audienței voastre potențiale, atunci voi n-aveți voie de TikTok. Atunci voi n-aveți nevoie de TikTok. Mai nu m-am zăvădit. De ce? Momentul TikTok-ului nu neapărat azi este despre vânzare. Momentul TikTok-ului este despre awareness, despre vizibilitatea brandului, despre acoperirea unei audiențe care poi mâine, peste 3-10 ani de zile, va cumpăra. Dar ea despre voi va ști pe TikTok pentru că voi faceți inserțiile foarte originale. Adică este despre acest lucru, nu despre a vinde acum. LinkedIn, mulți folosesc LinkedIn-ul, eu sunt în LinkedIn câteodată și mai postez acolo, este despre căutare de parteneri sau angajare. E ca dacă postați anunțuri de angajare, se poate făcut campanii de anunțuri de angajare, adică este despre acest moment. Și cum vă spuneam și Vcontacte, noi vedem că Vcontacte asta este totuși despre diaspora rusească, asta este despre audiența care la noi consumă mai mult content în limba rusă, mai mult, în prioritate, spunem așa, în limba rusă și este despre anume elementul că tineretul este mai prezent acolo. În Rusia noi avem proiecte cu Moscova și acolo noi deseori folosim platforma Vcontacte ca platformă de comunicare. Eu fiind în instruiri, eu am început ușor, ușor să fac un plan pentru comunicare pe Vcontacte, pentru că foarte multă audiență rusă pe Instagram nu înțelege și eu vorbesc acolo și de ce eu fac tranziția către Vcontacte ca platformă de comunicare. Pentru voi, voi trebuie să divideți toate aceste momente. Voi trebuie să luați în vedere că fiecare platformă are regulile lor, statistica lor. Și astfel voi veți înțelege că acolo noi suntem într-un fel, acolo în altfel. Aici noi comunicăm mai ha-ha, acolo comunicăm mai serios, aici e video, acolo articole, aici e bumeranguri și hypanim, acolo suntem serioși. Dacă asta rezonează cu audiența voastră. Răspundeți la această întrebare. Și mai răspundeți, vă rog frumos, la întrebare. Noi ca vorbim cu voi deja o oră de vreme. Suntem într-o formă oarecare mai mult de jumate de webinar. Relevant introducerea asta despre ce noi discutăm sau nu? Chiar dați-mi un feedback obiectiv. Eu înțeleg că din 250 de oameni sunt diferiți oameni care au venit cu diferit background în spate, care au venit cu diferită experiență. Cineva poate asta el predă la alții, dar cineva poate prima oară află. Deci dați-mi la 1 la 10. Dacă e 10, înseamnă că pentru voi e destul de relevant, e foarte relevant ce discutăm. Dacă e 1, înseamnă că vă ați vrea mai вообще diferit. Dar dacă e 7, normal, mergem în direcția normală. Dați-mi un feedback, vă rog mult, dacă sunteți conectați și dacă mă vedeți, mă auziți și noi suntem pe ce și unde cu voi.
Așa, cum să ajungem recomandări TikTok, care este secretul? La TikTok, Doina, trebuie să postezi tare des. Unul din secrete este că trebuie să postezi tare, tare, tare des. Așa, ați pornit cu răspunsurile 799, Victor Popa. N-am meritat încă un 01, da? Dar mulțumim și pentru atât. 9, 10, 6, 9, 6, 6, 8, 5, 9, 9, 5, 9, 9, 9. Fix ca notele mele la școală. Unde 5 era matematică, unde 10 era educație fizică și muzică. Bun, per general, direcția am înțeles-o. Haideți să vedem cum putem obține bani și cum putem noi să câștigăm bani în contextul acestor rețele sociale. Formele de colaborare. Și cât costă aceste forme de colaborare? Mai am și pentru acest segment și pentru acest bloc un modul, un tabel la care noi vom răspunde la aceste întrebări. Ce forme, definiție, cât costă, care roluri, adică project manager, social media manager, designer, copywriter, traffic manager, story maker, analytic manager, persoane care azi voi puteți să deveniți, voi puteți să îi angajați sau voi puteți să îi creați. Există câteva perspective și în acest context noi vom merge să-i descompunem ca să primim aceste răspunsuri. Victoria și mai sunt care ați mai pus întrebări legate de o adâncime, vă rog mult, mai răbdați încă un pic și reporniți întrebarea la sesiunea Q&A ca să putem merge cu contentul și cei care vor să discutăm un pic mai detaliat pe problemele voastre, cu drag, rămânem cât trebuie și discutăm. Deci, haideți să începem. Ce trebuie să cunoști și la ce trebuie să pornești în contextul conceptului general? Care este primul element de la care tu trebuie să pornești dacă vrei să câștigi bani din social media? Sunt trei funcții, trei posibilități. Aceste trei modalități ați vrea și v-am promis în contextul namingului de webinar să le descompunem. Freelancer, liber profesionist. Definiția, un freelancer este un profesionist, lucrător, este o persoană care lucrează independent, care desfășoară o profesie fără un angajament față de cineva. Adică freelancerul deseori sunt studenții care învață, în paralel mai duc vreun proiect social media, încasează o lecție, că bani ați vedeți cât se poate încasat și până aici se termină momentul ăsta. Există ceva mai serios, este in-house, este angajat, care lucrează la agenție sau la companie nemijlocit și are de obicei o focusare foarte îngustă. Adică când vorbim de freelancer, el poate face tot, in-house, angajatul deseori și în ultima perioadă tot mai mult și noi promovăm acest concept că un angajat nu poate fi bun în tot. El va fi bun într-un anumit segment. Și a treia oportunitate, care vă spuneam că poți și mai mult de 15.000 să câștigi, este outsource. Este agenție, companie ce prestează servicii altor companii sau persoane fizice. Adică dacă poate voi sunteți mai moment, mai poziționat, mai cu experiență, deja ați făcut primii pași și voi poate vreți să vă deschideți agenția voastră. Este o oportunitate și asta tot este un tip de business care poate să aducă rezultate. Respectiv, în contextul acestor momente, cât costă, ce face acești specialiști, îi luăm pe rând. Primul la noi este project managerul. Project managerul, și aici trebuie să înțelegem că sunt diferite companii și toate aceste funcții care eu le voi prezenta, ele se interacționează. El poate fi mnăgăruchi, mnăgănoghi, ciudă celovec. Dar dacă voi vreți calitate, trebuie să-l luați anume așa cum eu vă spun. Și trebuie să vă alegeți un vector anume în contextul despre care noi azi discutăm. Și primul este project managerul. Freelancerul poate să iei de la până la 2000 pe proiect. Responsabilități, el monitorizează proiectele. Deci asta este mai puțin popular în Republica Moldova. Project managerul sau îi se mai spune lui producer în unele digital proiecte. El este acum în trend. Deci, dacă voi aveți abilități de management, puteți vă alegeți oricare formă. In-house el costă de la 5 la 10.000 de lei pe lună. Outsource, dacă ești companie și vrei să dai
închirie project manager la alte companie, atunci de la 1000 de lei per proiect puteți să luați, să ca să coordonați voi 20 de proiecte și să luați 20.000 de lei, 10.000 de lei dai lui un angajat care duce aceste proiecte și 10.000 tu ai ca fondatorul companiei. Sau in-house, da? Acolo de obicei este o fișă de post. Dar freelance acolo este mai haotic. La freelance întotdeauna să fie categoria mai haotică la nivel de ce trebuie să facă acest om. In-house întotdeauna să fie mai clar. Și outsource întotdeauna să fie dependență de cine face acest business, așa ecosistem el creează. A doua funcție despre care noi discutăm este social media manager. E că noi întotdeauna zicem că lucrează social media, dar că tare social media manager nu este persoana care face texte, face copywriting, face design, postează, coordonează. Social media managerul în așa formă e întâlnit cel mai des la freelance. Asta e, el e vreo 500, 1000 de lei pe pagină la început, poate e și 100 de euro de pagină de la început și când spun de pagină, asta înseamnă toate rețelele cele sus, care 7, se taxează aparte. Practic la toate funcțiile cu excepția in-house-ului. In-house-ul costă de la 5 la 10.000 de lei plus ca un social media manager, dar în context de freelance, el are postări în baza unui media plan, are întâlniri cu clientul. Adică voi puteți fiți un social media manager outsource, dar voi trebuie să vă dați seama că funcția de social media manager și oricare din funcție în context de freelance o să presupune că voi trebuie să aveți abilități de management. Freelancing-ul este un fel de mini businessman care va trebui să vorbească și cu clienții, să vândă și să caute clienți noi, să facă publicitate, să facă și produsul și să-l dezvolte. Pe când in-house sau angajatul vine doar la lucru și crește ca expertiză. Iar outsource agenția, asta omul care poate să iei de la 2.000 până la 5.000 de lei pe o pagină, în raport cu 500.000 freelancing. De ce? Pentru că el va avea un complex mai mare. Spre exemplu, agenția noastră, ASAP Digital Team, la o pagină lucrează minim 4-5 oameni. Adică lucrează și project managerul, și social media managerul, lucrează și designerul, și copywriterul și toți aceștia. Și când noi luăm un client, noi nu putem să luăm cu 1000 de lei. Pentru că noi, la pagina lui lucrează 5 oameni, 10 oameni. Câteodată dacă proiectul e foarte mare. De ce? Asta este mai scump și este mai eficient. Dar freelancing-ul este mai repede. Poate unele pagini n-au bugete și este și asta o soluție. Dar dacă vreți să fiți in-house designer, social media, și asta apropo e un trend tare interesant, că mâine se caută designer social media, nu designer pentru ilustrare. Este designer social media, trebuie să știi Photoshop foarte bine, ilustratorul cât de cât, dacă știi și 3D Max sau nu știu ce, ca să facă niște 3D-uri, tot este un plus. Dar Photoshop și ilustratorul și poate videomontaj ușurel de asta pentru GIF-uri, ar fi super. Și poate primi de la 5 la 15, 7, 20 de mii de lei și să lucreze calitativ ca proces. De aceea voi trebuie să vă apreciați inclusiv ca profesiile viitorului. Asta este un trend. Trendul să-ți dureze vreo 3-4 ani zile, 5 minim. De aceea e valabil azi să vă întrebați care abilități voi le aveți. Ce fel de skill-uri voi posedați în interior din ceea ce spun eu. Și poate are sens de migrat în direcția aceea. Ce ține de partea de următor, copywriter. Copywriter, sunt freelancer copywriter care lucrează de la 1000 de lei per client, au vreo 10 clienți pe lună și au 10.000 de lei pe lună. Asta este real, așa am cunoscuți care lucrează. Dar ei iarăși au căutare de clienți, sunete, întâlniri și de niște 10.000 de lei să mai duc și pe alte cheltuieli. In-house, el primește și 10.000, dar el are un volum mult mai mare ca la freelance când lucrează in-house la 10.000. Poate porni de la 4-5 mii de lei și scrie bine textele. Și el tot ziua scrie bine textele la diferite. Agenția de copywriting poate să aibă ori instruire de copywriting și aici crește check-ul, poate să aibă traduceri, business planuri, tot ce ține de texte. Clienților sunt companiile care au nevoie de texte pentru postări, pentru contracte, pentru orice care chestie. Deci sunt agenții digitale axate pe copywriting, care prestează servicii și ei pot continui să facă upsell și cross-sell și ei poate să ieși de la 2000 de lei de client și să facă 50-100.000 de lei pe lună pe partea de copywriting doar. Câteodată poți fi agenții full service, să aibă și social media și copywriting și atunci la voi cecul crește mult, mult mai mare și lunar voi faceți 2-3 mii de euro curate ca
director de agenție, dacă la voi e pus procesul și aveți oameni buni. Dar asta este cel mai greu de făcut. Cel mai simplu este să fii angajat. Cel mai interesant este să fii freelancer, dar mai complicat. Și cel mai pribilno este să fii agenție, dar tot nu e simplu și trebuie 2-3 ani de zile să te dezvolți. Următoarea funcție este traffic manager. Apropo, funcție care acum este în trend. E că dacă tu ești băiat, fetiță, femeie, bărbat, doamnă, mult stimată, corolevă, atunci tu ai posibilitatea să faci bani setând reclame. Posteri, ele trebuie, și majoritatea brandurilor trebuie să decide dacă au 100 de euro, eu aș recomanda să facă mai gene promovare decât să facă posteri. Deci traffic managerul este mult mai căutat decât social media managerul. Și aici voi puteți câștigați dacă voi sunteți expert în setare de publicitate. Oricare cursuri, la oricine, e că nu contează la noi, la alții, oricare cursuri voi veți trece, voi în prima lună scoateți investiția. Și nu contează cât costă cursurile acelea. Pentru că voi, ca traffic manager, puteți luați de la 500 la 1000 de lei de proiect și să aveți, înțelegi, clienți ăsta nici n-ai de lucru ca publicitate. Dacă angajat, poți să ai și tot 5-10 mii de lei. În general, toate funcțiile pe social media în Moldova, în marea majoritate, la noi în companie, tu poți câștiga de la 10 la 15 mii de lei ca social media funcție. Ce înseamnă 10-15? Asta înseamnă că de la 10 în sus tu ești director de departament în care tu coordonezi ceva, în care tu ai responsabilitate nu la nivel de to-do, dar la nivel de creare. Așa că dacă voi aveți inclusiv abilități, voi puteți mâine să fiți angajați noștri. Sau la alții să vă recomandăm. E posibil. Când oamenii spun că nu-i de lucru în Moldova, noi căutăm oameni. Dați-ne vânzători, social media, dați-ne traffic manageri buni, analitici manageri buni. Pentru că, uitați-vă, după traffic manager, ăsta, rolul lui este să aducă clienți și potențiali clienți. Și să facă vizibilitate. El setează publicitate. El nu face texte. El nu face design. El pur și simplu setează publicitate în raport de fișă de post. Tătă zăulică. La 50 de companii, el e în stare să seteze publicitate pe lună. Un social media manager, un traffic manager de expertiză. La început, 10, o să vă descurcați, 10 câte 1000 de lei, 10.000 de lei. Sau în timp vă duceți la o companie. Problema freelancing-ului în contextul la oricare din funcție este că voi veți avea puțin clienți. Când vă duceți la o agenție sau la o companie, voi aveți proiect și buget fără să vă gândiți voi la asta. Și nu cheltuiți banii voștri. Adeseori nu pierdeți banii voștri. Deci aici tot depinde de stilul vostru de lucru și de caracterul vostru, dacă vreți. O nouă funcție, Storymaker. Ia spuneți-mi, ați auzit de funcția asta? Cine, da sau nu? Storymaker. Asta este persoana care lucrează cu clientul care are grijă de Instagram stories-ul clientului sau afacerii. Ea face de la 5 la 20 de stories-uri pe zi. Ea se duce la evenimente, ea filmează din diferite racursuri, eu stau și fac amuia Instagram postare sau eu fac un webinar și stories maker-ul se ocupă de imaginea mea în stories. De ce? Pentru că 90% din Instagram se uită la stories-uri. Nu. Păi uite, este așa oportunitate. Dacă îți place să montezi, să folosești aplicații, ai gust, ai viziune, faci slow motion și mergi stânga, dreapta, chestii, tu ai posibilitatea azi să lucrezi ca story maker inclusiv. Ce cu story maker-ul? De la 1000-2000 de lei pe client, îți iei vreo 5 clienți de la 5000 de lei pe lună. Dacă vii ca angajat, de la 3 la 6.000 de lei pe lună, volum mediu, la freelancer volum redus, 2-3 proiecte de întâlniri cu clienți la evenimente, dar la in-house tot trebuie să mergi pe la client. Când ești agenție, poți iei mai mult, să ai vreo 20 de proiecte, să faci vreo 50-100 de mii pe această produs, dar tu ai un volum avansat. 50 proiecte, ai întâlniri cu clientul, ai un monitoring mai serios, ai rezultate. Deci cât mai jos mergeți de la freelance, angajat, agenție, cu atât devine mai serios, mai complex și mai mult. Cu atât. Dar chiar și sus și chiar și jos este posibil de lucrat. De unde să iei clienți, Lucia întreabă? Clienți? Depinde pentru ce. Dacă ești agenție, da figa clienți sunt.
Dacă ești freelancer, da figa clienților. Întrebarea este, Lucia, tu te pricepi? E că sunt oameni care vin la noi la agenție și noi avem un stil de lucru. Noi avem procedură, noi lansăm proiectele în 3 zile, noi avem un briefing, noi avem o procedură după care merge business-ul. Eu nu pot pur și simplu să iau clientul și să setez eu publicitatea pe urmă copywriter, este o regulă. Dar sunt afaceri mici care au 50 de euro bugetul. Și ei nu au nevoie de briefing, de avatarul clientului, ei au nevoie să-i faci un boost post de 50 de bucks-uri. Întrebarea este cine tu ești, hop sau hop? Pentru că azi intri în grupuri, azi faci networking, participi la training-uri, du-te la training-uri, la noi toți, jumate din companie întreabă, Dumitru, e ca la voi la școală acolo vin să instruiesc. Dă-mi măcar 1-2 oameni la mine la social media. Sunt clienți care au nevoie de voi. Investiți în voi timp. Mergeți la YouTube, duceți-vă la Talmazan, duceți-vă la oricine. Investiți timp, faceți-vă munotiță, faceți niște insight-uri și vedeți în ce direcție voi vreți să mergeți. E real să faceți bani. E real dacă ești mămic care stai acasă, să dedici 2 ore pe zi și să faci 2000 de lei făcând niște texte calitative. Dacă tu ai gust, dacă scrii cu uidina, dacă tu ai capacitate. De ce? Aici momentul vine ține doar de voi. Și nu o să fie minune dacă să veniți la cursuri la noi, nu o să fie minune dacă să mergi la cursuri la Harvard. Dacă ești lenos, lenos și să dormi. Dacă ești harnic, o să faci tot posibilul să te descurci. Analytic manager rar se întâlnește ca freelancer, pentru că este, eu aș spune că puține agenții, nu mai vorbim, companii nu au analytic manager de obicei. Aici ea se acumulează cu traffic managerul, adică traffic managerul face și analitica, iar analytic manager este persoana care se ocupă doar de analiza campaniilor publicitate. La noi este Dumitru, este așa un băiețel, el știe să programeze o lecțică. Și el nu ne face rapoartele, analitica, el lucrează cu analiza campaniilor. Dar Gheorghe, el doar setează publicitatea și privește cu ochiul mai de sus în analitică. E un model încă fraged, dar eu lucrez la momentul ca în agenție analitică să fie un departament puternic. Și voi dacă sunteți la tu cu cifrele, dacă vă plac cifrele, voi puteți să fiți analytic manager în companie. De ce? Noi promovăm acest concept. Noi ne întâlnim cu clienți. La noi peste 2000 de clienți anual. Eu mă întâlnesc, dintre care 200-300 noi îi promovăm. Sau încă vreo 100-200 consultăm. Și aici intervine un detaliu. Eu le spun, voi aveți nevoie de așa ceva. Voi aveți nevoie de traffic manager, designer outsource, copywriter poate și outsource, social media in-house, care să ajute și să coordoneze. Și e ca în modelul ăsta, voi aveți nevoie de analytic manager, care să proceseze datele, care să analizeze, să facă rapoartele, ca să nu pierde social media managerul timp. În contextul ăsta este foarte mult de lucru. Voi trebuie să vreți să faceți. Deci aici ideea este că toate aceste funcții, project manager, social media manager, designer, copywriter, traffic manager, stories maker, analytic manager, se poate mai găsi în vreo două dacă vreți. Toate aceste funcții au câteva detalii importante. Și aici vă rog frumos, dacă luați acum prin casă, opriți-vă și ascultați, pentru că mâine e un mesaj important. Ema scrie că puteți scrieți în Facebook, vă dau link, acolo cred că e un grup freelancer MD, unde sunt posibilități de joburi. Așa că oportunități sunt. Apoi iaca, eu ziceam că mai departe e mega important. Toate aceste funcții și tot ce eu am spus până acum, divizăm în două formule. Complexitate și venit minus cheltuieli. Freelancing-ul are o încredere scăzută. E na piteoricu. Adică dacă noi vorbim despre încrederea în freelanceri, per general în piața noastră, brandurile mediu plus au o încredere scăzută față de freelancer. Trebuie să conștientizați asta. Pentru că nu poți fi rar când un freelancer și nu este un trend foarte pozitiv, frumos în contextul de comunicare din partea freelancerului. Ei deseori dispar. Freelancerii deseori fac tot și nu fac calitativ. De ce? Sunt și buni, dar mai multe istorie sunt negative. De ce? Voi trebuie să vă apreciați per general care este realitatea în piață. Flexibilitate. Freelancerul are cea mai mare flexibilitate.
El când vrei atunci faci, când vrei atunci să întâlnești cu clientul, îți duci la lucru, nu-ți duci, hrănești copilul, pe urmă faci o postare, dacă el își poate managerui timp, flexibilitatea freelancerului nota 9. Responsabilitate, spuneam, e mai puțină. Dacă el să liot buget, companiile n-a screen Facebook. Aiaiai, moroz, Valentin este un specialist nu chiar bun. Iar când a scrie că ASAP Digital Team sau compania XY, acolo este mai serios. Dar, pur și simplu, nume nu este atât de grav. Autodezvoltare trebuie foarte mult să facă. El trebuie să se autodezvolte tare, tare, tare mult. Și management mult să facă. Deci, dacă voi aceste criterii le înțelegeți, atunci puteți încerca și freelancing-ul. Venituri de la 2 la 8.000 de lei pe lună. Asta e real, din freelancer ei fac acești bani, eu 2-3 proiecte, câte 100-300 de euro și o strâns. Cheltuieli de la 100 la 3000 de lei. Telefon, taxi, întâlniri, clienți, ceai, piceni, ciocolate. In-house, încrederea este mai mare. Când vii să lucrezi ca specialist, încrederea este mai mare când tu lucrezi într-o companie încă topovă. Față de tine, încrederea ca expert este mai mare. Flexibilitate mai puțină, tu ai un program. Responsabilitate mai puțină, chiar dacă ai făcăpuit la nivel de buget, n-ai făcăpuit așa, ei, hop, hop, hop și gata. Sunt situații când tot e diferit, dar eu acum iau așa, srednia temperatură pe bălniță, cum se spune. De aceea, autodezvoltarea e la mediul și management mai puțin. Olga ne spune la acest subiect, acest slide, pentru in-house la sumă de 5.000 lei, cu un zero în plus. A? I-am dat o șansă și mai mult. In-house, venituri de la 5 la 15.000 de lei și cheltuieli de la 1.000 la 5.000 de lei sunt. Transport, zile de naștere, mai ales de compania e mare, acolo sunt 10 zile de naștere, cât 500 de lei, e ca pe an 5.000 de lei să duc numai cu zile de naștere. Pe drum îți mai iei o cafea și nu știu și, ieși la lucru, trebuie să fii coafată, machiată, îmbrăcată, respectiv tot asta înseamnă bani pe care tu îi cheltui ca să vii la lucru. Deci in-house întotdeauna cheltuielile sunt un pic mai mari în contextul ăsta și respectiv outsource agenției venit de la 100 la jumate de milion de lei pe lună, cheltuieli de la 50 la 200 de mii. Asta așa o medie din experiență în raportul ăsta. Deci în dependență ce fel de formă o să fie responsabilități, o să fie riscuri, o să fie oportunități, o să fie venituri și dacă vouă ceva nu vă place în toate formulele este schimbați modelul. Creați o funcție nouă, dezvoltați-vă business-ul în altă direcție, faceți freelancing-ul să fie topovă și fiți flagman în direcția asta, faceți agenția voastră să fie topovă, lucrați la produse, inventați produse. Noi în agenție avem 3 produse pe care le-am inventat și care până acum nimeni nu le vinde și nu știu dacă muia vreo agenție le vinde, iar noi le vindem. Pentru că noi am dat valoarea, noi am explicat importanța și eram cu 3 pași înainte multora. De ce în contextul ăsta? Dacă voi, spre exemplu, în contextul ăsta de in-house, freelance, și cineva spune unde se lucreze, e ca, faceți-vă screen la slide-ul ăsta. ASAP Digital Team, asta este mica echipă, e ca Dima în partea stângă, Gheorghe în partea dreaptă, Dima e pe mijloc, și fetele care lucrează ca copywriter, ca social media manager, ca designer, ca project manager, ca director, este echipa care coordonează, spre exemplu, de la 20 la 50 de proiecte pe lună. Dacă voi vreți să deveniți parte a acestei echipe, voi puteți, apropo, să scrieți pe subdigitalteam@gmail.com, vreau să lucrez la voi. Și mai departe, Alina, care e cel mai jos, este la jos de tăți, s-a așezat într-un colț, ea îți vă răspunde și o să vă povestească ce abilități trebuie să aveți ca să fiți parte și să câștigați banii despre care eu v-am spus mai sus. Dacă ești bun și eu n-am de lucru, eu îți găsesc de lucru. E ca scrie și eu îți găsesc. Că cineva spune, Lucia spune, da, vreau. Super, Lucia, scrie pe Gmail sau pe Instagram și noi găsim ce să faceți. De lucru va fi. Trebuie să aveți timp. Dacă nu aveți cunoștință, trebuie să investiți în voi și să răbdare. Dacă aveți cunoștință, super, e timpul să scoateți roadele. Întrebarea mea către voi, și haideți să înscrieți, vă rog, cine sunteți voi? Ce funcție vouă vă place mai mult? Cu ce funcție vă rezonați? Vă sunteți Hulk,
un project manager care în calea lui nimic nu este imposibil, care toate proiectele au deadline și ele se mențin. Sper că project managerul nostru aude live-ul nostru. La dânsul întotdeauna deadline-urile sunt ok. Întotdeauna. Voi sunteți un social media manager? Așa, mai creativ, mai... Nu că restul nu sunt creativ, dar social media manager sunt persoanele care... ele sunt creierul contentului. Social media manager sunt persoana care conceptualizează tot și transmite copywriterului, designerului, analiticului și spune ce să fac, pe urmă el tot asta adună și scoate către client sau către rețeaua socială. Tu cine ești? Scrieți cine sunteți voi, designer, copywriter. Voi sunteți designer? Voi sunteți copywriter? Voi sunteți traffic manager? Stories maker poate? Designer, project officer acum, story maker? Sau cine vreți fiți in-house? Puteți scrieți așa, vreau in-house story maker, vreau outsource designer, asemenea freelance designer. Analytic manager poate cineva vrea. Rezonează cu acest. Nu uitați că pentru un content bun, e că slide-ul ăsta e mega important. Pentru un content, pentru o activitate complexă la un business mediu plus, contează echipa. Contează e că toți supereroii ăștia care știu să lucreze cu, cu contentul. Așa, SMM, designer, chestii. Eu vreau voi să recapitulați ce detalii noi azi am aflat și în ce direcție noi am mers. Și să-mi spuneți dacă voi ați aflat aceste momente sau dacă v-ați convins pe direcția asta. Care este statistica? Care sunt plusurile? Care este filosofia? Ce reprezintă? Cum câștigăm bani? Care sunt funcțiile și rolurile? Cum evaluez corect o rețea socială? Adică, întrebarea momentului este că voi acum trebuie să vă apreciați ori să vă convingeți că sunteți în direcția corectă a comunicării noastre. Pentru că noi să vedem ce se întâmplă mai departe. Și desigur că întrebarea la final nu este să implementați voi asta sau nu, să fiți voi social media manager sau nu, să fiți copywriter sau nu. Întrebarea nu este în ce direcție. Dacă voi sunteți pe poziția mamă care trebuie să aibă grijă de copil și să lucreze part-time, dacă sunteți soția unui antreprenor, dacă sunteți un student care are timp 3 luni încolo și pe urmă îți duce să învățăm online iarăși, jumătate de zi și liber, dar aveți abilități de a scrie, de a desena, de a face. Voi nu trebuie să așteptați. Voi trebuie să acționați. De aceea, dacă voi sunteți pentru, eu vreau să vă povestesc cum voi puteți, într-o lună de zile, să deveniți o versiune start sau să faceți un upgrade. În chat sunt oameni care deja au trecut acest moment. Și ei poate confirme prin plusuri, vă rog, dacă voi ați trecut vreun program la noi. Eu sunt sigur de asta, că sunt oameni. Două zile de content despre Facebook. Luăm prima rețea socială ca direcție de comunicare. Două zile de content în care eu o să vă povestesc ce trebuie să... Asta e introducerea, primii pași, ca voi să puteți să faceți o leacă de social media management. Uitați-vă care este programul. Pagina de Facebook, pagina personală, personal branding, tipuri de postări, când postăm, ce postăm, cum să le creăm, ce aplicații să folosim, cum să promovăm un cont de publicitate. Uitați-vă, ia ca plus, asta oamenii au fost aici. Puteți să întrebați pe ei să merite sau nu momentul ăsta. Pentru restul cei 215 care au rămas încă și care sunt și mă ascultă. Dacă vă rezonați și pentru voi asta vă trebuie, nu pierdeți timpul și mai stați 10 minute pentru că posibil asta poate vă schimbi vectorul de viață. Două sesiuni online de instruire plus lecțiile practice și sfaturile din partea mea. Deci uitați-vă, știm că peste 20 de oameni au procurat workbook-ul în procesul de înregistrare. Și e ca noi avem un curs care este ideal cu workbook-ul online, pentru că acolo este pas cu pas și ce chiar și nu e un curs. Vă livrez, apropo, cei care au cumpărat curând momentul ăsta. Acolo sunt cu grupurile, cu life-urile, sunt zeci de exerciții care sunt utile. De aceea, noi lucrăm în grup închis,
Noi lucrăm cu peste 2000 de absolvenți care sunt în grupuri și poate să vă dai feedback cum asta a fost. Dacă pentru voi este relevant social media, dacă voi vreți să fiți în proces de lucru și să puteți să lucrați și să aveți așa rezultate, să înțelegeți ce marketing, să creați, să implementați, să aveți instrumente, să puteți să faceți un plan, să puteți să înțelegeți ce se face în social media. Dacă pentru voi este relevant, scrieți-mi un plus în comentariu. Dacă voi ați vrea așa oportunitate, dacă voi ați vrea, scrieți vreau, nu plus, dar vreau, dacă voi vreți azi să începeți sau să faceți un upgrade în contextul de social media, dacă voi vreți astăzi, ascultând tot ce ține de rețelele de socializare care ați auzit, rolurile, să vă ajutăm să vă identificați, să obțineți o expertiză, ușor, și într-o lună, 2, 3, 4, 5, 6 să deveniți bunișor, ca pistonat să deveniți bun. Mie mi-a luat asta 3, 4, 5 ani intens, ca eu să-mi dezvolt propria agenție și propria școală. Poate nu toți asta vor. Posibil nimeni nu vrea. Posibil vrea să fie un angajat bun sau un freelancer destul de calitativ sau vrea să-și înțeleagă afacerea, el pentru dânsul, și se întâmplă. Respectiv, dacă voi rezonați, argumentul meu o să fie că aceste sunt companiile care au trecut, care după ce au vrut, au acționat și au trecut ori instruirile, ori promovarea la noi, ori consultația la noi. Companii de orice domeniu, range, buget, de la 50 de euro până la 5.000 de euro pe săptămână. Astea sunt cei reali. Respectiv, dacă rezonează tot momentul ăsta, dacă pentru voi este relevant, clasic, voi dacă ne sunați mâine, poi mâine sau până amu, voi ați văzut, workbook-ul la noi costă 25 de euro și cursul Facebook Start Plus, pentru că este cursul Facebook Start și Facebook Start Plus, azi discutăm Start Plus, este 59 de euro. Și workbook-ul este 25 de euro. Dacă voi veți trece acest program, eu vă garantez că uitați-vă ce economii voi faceți în contextul ăsta. Auditul, chiar... Nu știu dacă o parte din voi poate v-ați adresat la mine, Dumitru, dar uite la pagina mea de Instagram, sau uite la pagina mea de Facebook, sau uite la contul meu de publicitate. Și noi spunem, uite, auditul costă la 100 la 200 de euro. Într-o săptămână îl realizez și îți dau ție o concluzie. Adică sunt niște parametri pe care noi trecem ca să-ți dai seama pagina e corect sau nu. Sunt setările de buspost care minim 50 de euro pe lună o să iei un freelancer. Setarea campaniei o să iei o agenție sau un angajat un 200 de euro. Postări în pagină puteți lua voi sau de pe voi vă să iei vreo 300 de euro. Mentoratul, o oră de mentorat cu noi este 50 de euro. Azi voi aveți o ocazie unică. Toți cei care o scris vreau. Fiți foarte atenți. Cei care încă se gândesc. Eu vreau să vă întreb pe voi. Dacă pentru voi este relevant, atunci uitați-vă în partea dreaptă. Este butonul cu ofertă. Pentru că pentru voi oferta specială la acest webinar este de doar 55 de euro, adică în loc de 84 de euro, este de 55 de euro workbook-ul și cursul start. Dacă voi ați cumpărat workbook-ul, atunci voi achitați cu diferența de 15 euro. Adică achitați 40 de euro și primiți cursul și workbook-ul. Dacă voi n-ați achitat până acum, noi avem lista de persoane cine au achitat peste 20 de persoane, atunci pentru voi este 55 de euro. Important este cât eu mai continui să vorbesc și o să avem sesiunea de întrebări-răspunsuri, valabil este o chestie mega importantă care noi n-am avut niciodată și voi aveți o ocazie ideală. Noi avem cursul Facebook Start, asta 10 lecții înregistrate, pe care dacă voi le ascultați și veniți la lecția reală, voi să faceți dublu curs. 10 lecții și o consultație de mentorat după ce terminați programul în valoare de 50 de euro, absolut gratuit, dacă voi achitați acum. Dacă voi achitați acum 10 lecții, o oră de mentorat, toate este 55 de euro, dacă achitați acum până la ora 12 noaptea sau în timpul live-ului. Deci dacă după 12 citați sau mâine, primiți doar la 55 de euro oferta, dar nu primiți mentoratul și nu primiți 10 lecții pe video. Respectiv, dacă voi acum, nu știu, nu aveți bani pe card, nu este atâta, voi puteți achita 10 euro și vă salvați prețul pentru 72 de ore.
și în timp de 72 de ore achitați diferența. Deci amuia 200 de lei găsiți până la 12 noaptea un cumătru vecin, dacă voi vreți să lucrați în social media. Cineva scrie, nu știu unde să încep, nu știu cum să mă identific. Maria scrie. Maria, trebuie să încep cu social media. Fundamentul comunicării este social media marketingul. Chiar și un designer și un copywriter și ei toți trebuie să știe ce asta social media. De aceea, dacă tu ai timp, un pic răbdare, tu trecând unele cursuri, vei înțelege ce fel de funcție ți este mai aproape. Când o să întrebăm, spre exemplu, ce e mai avansat este cursul mediu și tu intri acolo în pixel, business manager, și tu spui, nu, asta nu este pentru mine. Dar la postări îți place, îmi place să scriu, sau, respectiv, sau un mentorat putem să discutăm aceste întrebări. Deci ai achit acum ca să beneficiezi de cursul online, unde se face o recapitulare, venim la două zile de training despre acele 10 lecții care le-ai auzit și încă o oră de mentorat după asta în care răspunsuri la întrebări. Peste 3 săptămâni, o luni de zile, a stabilim o zi în care o să ne întâlnim în Zoom, pentru că bănuiesc offline-ul anul ăsta n-a să fie. De ce? Dacă pentru voi am curs cu cele lecții video pentru Facebook, aha, Liliana le are, atunci mentoratul de o oră, dacă este relevant, dacă nu, atunci în 24 de ore achită cu prețul pentru a avea cursul live. Diferența este că noi avem o comunicare mai mare și mai deep comparativ cu cele 10 lecții. Și este workbook-ul. Dacă nu l-ai cumpărat, el practic vine gratuit. Tu dai 55 de euro și primești cursul și un workbook gratuit. Workbook-ul este extraordinar. O să rog fetele să-mi dea un workbook dacă el este în contextul ăsta, pentru ca să vă arăt și vouă. De ce? Nu uitați. Dacă cineva spune că e scump, momentul ăsta, dacă pentru voi este scump, atunci sunt câteva ipoteze că investiția se răscumpără în prima lună de activitate. Deci în prima lună de activitate voi vă răscumpărați investiția. Voi aveți posibilitatea să achitați în rate și voi veți economisi real, pentru că specialiștii sau în timp veți investi mult mai mult. Vă spuneam despre workbook, el arată așa și el are peste 200 de pagini, exerciții, scheme, schițe interesante, relevante, exemple practice, cum se setează și cum se lucrează. Uitați-vă, gestionarea mesajelor, inbox. Noi avem tare multe formate, scanați QR codul, ce formate, unde, și cu publicitatea, cum se face un live, cum se analizează un live, ce mai este aici, promoții, cum se face o publicitate, cum se analizează o publicitate, scop publicității, pas cu pas, 1, 2, 3, 4, deci este mega, noi practic cursul facem asta. Cineva a întrebat dacă este diferență. Apropo, voi vedeți un buton albastru, beneficiază de ofertă, clicați pe el, el am ușa să iasă așa un pop-up pentru voi, butonul albastru, clicați, achitați acum, dacă achitați până merge live-ul și mai avem o sesiune de întrebări și răspunsuri, voi puteți beneficia de o oră consultație și video. Dacă achitați în 24 de ore, atunci beneficiați de cursul de două zile, beneficiați de workbook și asta la doar 55 de euro. Respectiv, dacă spuneți că nu am timp, el este online, el este repede, încă un beneficiu este că înregistrarea de la cursul ăsta de două zile vă le dăm tot în chat cu acces pe viață până când YouTube-ul vă dă voie să accesați YouTube-ul în Republica Moldova. Deci voi, având workbook-ul și având înregistrarea, puteți reveniți, puteți să dați la prieteni, neamuri, la toți cei care au nevoie de acest moment. Deci argumente, eu nu știu dacă sunt de ce voi să nu faceți. Dacă nu aveți rezultat, e că aici avem argument, e că aici înțeleg. Dacă nu aveți rezultat, e că aici e adevărat. Apoi că dacă voi treceți cursul două zile, dacă achitați acum, faceți follow-up-ul, treceți video și spuneți, Dumitru, mie îmi pare că tot asta e un trash. Mie îmi pare că este un lahatron, e că asta, piramidă. Atunci noi vă întoarcem banii. Și asta este înregistrat. Voi puteți vă notați acest moment, să vă faceți screen la acest video, pentru că dacă vouă nu vă place, dacă voi spuneți că eu am trecut toate videourile, de acolo apșoară, atunci noi vă întoarcem banii investiți.
voi practic nu aveți ceva de pierd, de pierdut. Va fi de genul kilometru zero pe Instagram? Da, Lilia. Va fi formatul workbook și două zile de training, cum și cursul de Instagram. Cum să achit dacă deja am workbook-ul? Elena Reu, colegii mei notează numele tău, scrie, te rog frumos, în privat sau dacă achiți, îți facem returnare de bani, dacă ai momentul ăsta. Cei care au achitat, dacă achitați 55, vă se face retur mâine de 15 înapoi, pentru că voi ați cumpărat deja workbook-ul. Respectiv, ziceam noi nu odată că argumentul nostru sunt peste cei 30.000 de participanți. Asta este sala de la un webinar, de la un training care a fost la Leo Grant, în care noi facem instruiri și noi comunicăm cu oamenii și știm că noi nu vindem ceva care nu are sens. Puteți să știți feedback-urile pe Talmazan School, pe Talmazan Digital, pe Talmazan Dumitru. Puteți intrați pe YouTube, pe Talmazan School și să găsiți proof-ul. Puteți scrieți aici în chat, voi băieți și fete, cine a învățat aici la noi, la cursurile Instagram, Facebook, smerți sau nu? Pentru că de fapt nu-i vorba în bani, 1000 de lei, v-am spus, voi luați un client și voi v-ați întors bani. Voi dacă sunteți business, voi trecând cursul Facebook Start, voi să înțelegeți ce trebuie să faceți mai departe. Asta sunt primii pași. Voi n-aveți încotro, voi trebuie să activați. Acum, voi nu trebuie să pierdeți ocazia asta. Noi mergem pe ultima 100 de metri, întrebări-răspunsuri, pregătiți-le și haideți să discutăm un pic. Ultimele ocazii, cât timerul mai stă acolo și aveți posibilitatea să achiziționați cu ofertă specială, care ține de 10 lecții video și 50 de euro consultație absolut gratuit. Asta sunt încă vreo 100 de euro minim economisit dacă voi achitați acum online. Este, eu cred că, fair play. Departamentul nostru de vânzări nu o să piardă timp să sune, să facă tranzacțiile, voi achitați online, noi scăpăm de logistică, vă dăm reducerea și vă dăm bonusul. Deci aia câștigă toți. Workbook-ul separat 25 de euro, da? Dacă aplicați la cursul de bază. Dacă voi achitați 10 euro, cineva acolo întreba, voi puteți salva prețul pentru 72 de ore. Adică achitați mai 10 euro și timp de 72 de ore achitați încă 30 dacă ați cumpărat workbook-ul sau încă 45 dacă nu ați cumpărat workbook-ul la înregistrare la acest webinar. Pentru că acolo doar era oferta de 15 euro. Așa, vă spuneam despre cadouri și răspunsuri. Vreți cadouri? Așa. Dacă vreți cadouri, Victoria spune, dacă suntem la început de drum și încă nu știm exact cu ce vrem să ne ocupăm, e real după curs să începem să lucrăm, să avem venit. Dacă ești bravo, atficiai că e real. Adică dacă tu real treci 10 lecții, petreci 2-3 zile, ai înțeles primii termeni, în 2 zile de curs, câte 3 ore, tu notezi și pui întrebările, e real tu deja să fii în stare să creezi o pagină, să o setezi, să faci primele postări, să faci un boost post. Sunt sigur că nu în prima zi vei face bine, dar cred că în prima lună vei putea să devii mai bună. Un follow-up, ți-ai făcut listă de 10 întrebări, ai venit, ai primit răspunsul și ai devenit încă mai bună. Deci, da, e posibil. Așa, cum primim cadourile? Vă spuneam despre workbook-ul, despre ghidul Mărimile în social media. Deci toate mărimile, cum ele se întâmplă și că acolo scrieți la talmazan.md. Aia e practica webinarului trecut, mi-a plăcut. Ele să fie cu întârziere, voi în 2-3 zile o să primiți toți, pentru că peste 200 de mesaje eu primesc și personal vă răspund la toți. Dar așa este mai corect, pentru că voi, dacă real vă trebuie, atunci eu sunt gata să dedic timp să vă scriu un mesaj. Eu am pregătit un mesaj automatizat de mulțumire la webinar și link, dar dacă vă puneți întrebări, încă mai putem și să mai comunicăm în Instagram. De aceea, dacă nu ne-ați dat follow talmazan.md, Talmazan School, dați-ne follow, faceți un story, eu pot sta așa frumos sau trebuie așa cum vreți. Nu, așa, eu sunt mai frumos ca ghidul. Să faceți niște stories-uri, să ne tăguiți și să ne scrieți mesaj vreau ghidul pe Instagram-ul meu. Dacă vedeți cam în direcția asta merge comunicarea noastră, respectiv, haideți să vedem ce întrebări voi mai aveți. Eu repet că oferta noastră
este destul de bună pentru ca voi să nu faceți nimic. Adică voi nu trebuie să pierdeți această ocazie. E nu despre vânzare. Mie nu mi-e rușine să repet a treia oară pentru că eu cred că dacă calea mea era în formatul ăsta, eu azi aveți fost în altă parte. Deci voi investind 1000 de lei, voi primiți o carte care deja vă scoate investiția, care puteți să o dați la prieteni, să o cadonați, pentru că ea are peste 200 de pagini, este așa și pentru Instagram, cine e interesat, vedeți detalii pe paginile noastre. Voi primiți 10 lecții active minim pentru anul ăsta, voi primiți două zile, trei ore de lecții și înregistrările acestor lecții și asta este mega fair play deal. La doar 1000 de lei primiți acest lucru. Măcar să faceți pentru dezvoltare personală și deja o să fie bine, pentru că dacă tu îți promovezi singura afacere, o bifă care eu ți-o arăt, poate schimbe și ți-o economisească bugetul. Un nume ID făcut corect îți salvează de la spargere de cont și cheltuială pe alte logistici. Respectiv, scrieți în Instagram, talmazan.md, Instagramul meu. Vreau ghidul și eu îți vă dau ghidul. Scrieți acum, clicați pe ofertă, uitați-vă, acum și o să apară, o să dispară și o să apară oferta. Clicați acolo și vedeți ce detalii pot fi. Așa, haideți să vedem la întrebări. La întrebări. Ce întrebări aveți legat de program, legat de social media, legat de durerile voastre? Haideți să vedem în ce direcție fie. Așa, cum adunăm public țintă și din afara Republicii Moldova, să zicem România, Augustina. Moldoveni din România sau oameni din România. Dacă moldoveni din România, atunci moldovenii din diasporă se prelucrează prin format de lucru cu interesele. Acest blog, noi un pic îl discutăm la Facebook Start, el mai mult discută la Facebook Mediu, unde ține de publicitate, publicitate avansată, cu lucru cu audiența, în care tu printr-un video sau prin targetare sau prin cross-posting poți să găsești acea audiență, să o scoți în vizor și să încerci să o prelucrezi ca să o cureți de cei care nu corespund criteriilor tale. Deci aici cu targetarea trebuie de lucrat un pic. Așa, colegi, sunt întrebări sau noi nu avem întrebări și mergem pe direcția de home. Care sunt responsabilitățile unui copywriter ca freelancer? Responsabilitățile unui copywriter sunt practic aceleași ca freelancer agenției sau asta. Să scrie textele calitativ și corect și eficient. Asta e cel mai mare responsabilitate. Doar că freelancerul, pe lângă a scrie, vă spuneam în reguli, el încă are o leacă de management. El trebuie să se întâlnească cu clientul, el trebuie să negocieze prețul, el trebuie să-și facă promovare ca să găsească clienții ăștia, nu contează, o faci gratuit sau cu plată sau cross-friend posting de stories-uri, adică nu contează formatul de căutare, dar oricum va trebui să căutați clienții. De aceea, mult mai mult, cineva lucrează pe litere, cineva lucrează pe pagini, cineva lucrează pe produs, spre exemplu, outsource mulți prieteni de mei din domeniul de instruire lucrează cu copywriter, spre exemplu, pe mail marketing. Am nevoie de 3 mail-uri cu 100-1500 de caractere. Și este un preț. Și copywriterul scrie aceste mail-uri, spune, eu vreau că îi splângă la început, la nijloc să vrei să plătească și la urmă să nu vrei să ne despărțăm. Și copywriterul folosește AIDA, MAIDA, toate tehnicile astea de manipulare a ortografiei textelor și scrie frumos. Nu ca mine. Cât de importante sunt like-urile la postare? Depinde, zavisit, deloc importante, practic, pentru faptul că like-urile nu sunt un criteriu decât engagement-ul, like, share, comment, pentru Facebook înseamnă că la om asta este important și îi place. Adică, în dependență de contentul pe care voi l-ați creat, raportat la audiența pe care voi aveți în primul cerc, de astăzi depinde like-urile, share-urile și comment-urile. Like-urile la pagină nu precontează, dar like-urile la postare sunt un criteriu că contentul vostru este pentru oamenii care vă urmăresc sau nu. De aceea e un KPI pentru content marketing. Dacă voi faceți content marketing, nu vizibilitate la publicitate, dar prin content, atunci like-urile, comentariile sunt un barometru dacă mergem în direcția corectă sau nu. Așa,
Mentoratul va fi după finisarea cursului solicitat și noi vom anunța data. Asta e confirmare. Mentoratul va fi după finisarea cursului. O să avem o oră stabilită și vom crea un fel de întrebări-răspunsuri. Olesia Talmazan. Olesia, ai o familie foarte frumoasă. Vreau să mă promovez pe YouTube. Îmi va fi de folos cursul. Dacă nu ai făcut niciodată cursuri de Facebook, Instagram, eu îți sugerez să faci și asta, pentru că promovarea YouTube-ului va fi și în Facebook. Deseori, business-urile, link-urile din YouTube promovează sau teaser-ul din YouTube îl promovează în Facebook, pentru că audiența în Facebook totuși este mai receptivă și în Instagram decât pur și simplu. Instagram, dacă vă promovați, știind Facebook-ul, veți ști o leac și Instagram-ul. Știind Instagram-ul, nu veți ști o leac și Facebook-ul. Adică Facebook-ul este mama la Instagram, nu invers. Deci YouTube-ul are alte reguli de joc, noi nu să discutăm despre YouTube doar dacă se răspund la întrebări în mentorat sau în alte contexte, experiența noastră, cum se fac playlist-urile, meta-cheile și durata, tipul de content, dar de facto eu sugerez la toți cei care vor să lucreze în Facebook, care vor să înțeleagă cum se coordoneze, care vor să facă primii pași sau să facă upgrade, trebuie să treacă un fel de, să vă spălați pe dinți, un fel de profilactică. Este cursul Facebook Start. Cam despre asta. Eu un sincer și dacă credeți că mint și treceți cursul și nu vă place, v-am spus, nu întoarcem banii. Deci aici n-aveți ce pierde. Așa. Cum creștem numărul de urmăritori pe Instagram? Numărul de urmăritori pe Instagram, voi puteți să-i creșteți, noi în cursul de Instagram discutăm mai detaliat, vă spun doar cele 5 tipuri de trafic. Asta este PR reciproc, când doi prieteni își fac stories unul la altul și se tăguiesc. Influence marketing-ul, publicitatea, invitarea contactelor și publicarea în peste tot, cum ar fi pe ușă, stickerul vostru sau în cărțile de vizită, adică voi trebuie să generați trafic. Dar, de facto, urmăritorii pot fi adunați pentru număr și de încercat ceva făcut cu dânșă sau numărat în raport de nișă. Este o regulă foarte importantă în creșterea de follower pe Facebook, pe Instagram. În dependență de ce fel de nișă voi sunteți, trebuie să vă puneți KPI-uri pe rezultate. Dacă voi veniți tractoare de 200.000 de euro, voi n-ați să aveți 2 milioane de vizualizări. Dacă voi arătați buricul și gâtul, este șansă să aveți 2 milioane de vizualizări. De ce? Pentru că hăhiu și prostiile s-au vândut mai ușor decât un video despre COVID, spre exemplu. Chiar dacă COVID-ul mai este în trend și mulți se uită la video ăsta. Dar un video despre cum să ai grijă de sănătatea ta, puțin probabil că o să iei hype. Doar dacă asta nu-l faci Kamarovski sau altă zvezda care tu te uiți pentru că asta e el, nu pentru că e temă. Dar pentru că este o combinație dintre speaker și subiect. Așa. Cu drag, cu drag, mersi mult. Dacă pentru voi a fost relevant ceea ce eu am vorbit, areți ultimele detalii, ultimele șanse despre ce noi avem cu voi la nivel de discuție, ofertă specială pentru participanții la webinar. Sunteți peste 145 de oameni. Următorii 100 trebuie să clicheze acum pe ofertă, voi o vedeți, e acum dispare și apare încă o dată la voi, dacă sunteți mobil, ea va apărea așa un pop-up. Oferta este de 55 de euro în loc de 84, 29 de euro câștigați acum, instant, o economie. La fel, dacă achitați acum online suma de 55 de euro sau 40 de euro, dacă voi întâmplător ați achitat și intenționat, ați achitat workbook-ul, atunci voi primiți 10 lecții înregistrate și o oră de mentorat post-factum. Dacă nu aveți bani, achitați 10 euro și 72 de ore, noi vă păstrăm prețul și oferta cu mentorat și cu workbook. Deci 55 de euro, nu uitați, 72 de ore, 10 euro. Cadou îl primiți dacă îmi scrieți în Instagram mie, pe talmazan.md, nu uitați să faceți un stories, un feedback pozitiv, negativ, oricare credeți de cuvință, noi oricum să facem share numai la cele pozitive. Și să primiți ghidul cu size-uri, extraordinar ghid, eu mă mândresc cu dânsul și el ați vă fi de folos. Din cei 138 care au rămas, ia că Natalia mi-a dat o idee să merg, puneți plus cine deja o achitat
sau va participa. Cine deja a achitat un plus, dacă va participa, puneți două plusuri, nu reușești să achite sau ceva nu se întâmplă. Dacă acum nu putem achita, avem la dispoziție 24 de ore să cumpărăm cursul? Exact. Deci dacă acum voi nu puteți achitați, voi și nu aveți 10 euro minim, voi aveți încă 24 de ore pentru ca să beneficiați de oferta de 55 de euro. Oferta care este clasică în context de oferta noastră la zi. Workbook-ul și cursul, care practic workbook-ul vine gratuit în contextul ăsta. Așa, este un plus, plus, două plusuri, 3-4, am achitat. Super, super. Eu mă bucur că noi adunăm o echipă și o să avem cu cine să lucrăm la următoarea lecție. Mersi pentru cei care au făcut stories-uri. Mersi pentru cei care au participat. Eu sper mult că introducerea asta v-a făcut să vă gândiți că se poate de făcut bani din social media. Dacă voi vreți să lucrați, vreți să vă dezvoltați, vreți să înțelegeți pentru voi sau nu pentru voi, vreți să vă ajustați, transmiteți aceste informații și la prietenii voștri. Spuneți despre asta în stories-urile voastre. Beneficiați de aceste oportunități și credeți-mă, nu veți regreta. Iar dacă veți regreta, noi vă întoarcem banii. Așa că alături de voi a fost echipa Talmazan School, eu, Dumitru Talmazan. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Vă doresc succes și cred că a fost util și pentru voi și pentru noi. La revedere!